supraveghere video, monitorizare, alarmare la infracție, intervenție rapidă. Civitasgroup.ro. Bun găsit, doamnelor, domnișoarelor și domnilor, la o nouă ediție a emisiunii Cafea de sâmbătă dimineața. Spun și eu celor care în această săptămână și-au sărbătorit ziua numelui, multă sănătate, fericire și un călduros la mulți ani din partea mea și a emisiunii Cafea de sâmbătă dimineața. În această dimineață avem ca de fiecare dată invitați deosebiți. Sunt convinsă că v-ați pregătit cafeluța, noi am pregătit-o și alături de mine a sosit directorul Direcției Generale pentru Asistență Socială și Protecția Copilului Dolj, domnul Florin Stancu. Și pentru că de multe ori ne întrebăm ce mai fac cei care au nevoie de asistență socială, dar și ce mai fac copiii abandonați, ne-am gândit să vă invităm pe dumneavoastră, domnule director, să ne spuneți lucrul acesta. Mulțumesc pentru invitație, bine v-am găsit și sigur că de fiecare dată ne face plăcere să comunicăm despre lucrurile care se întâmplă la nivelul instituției noastre. Sigur, și bune și rele. Și bune și rele, da. Pentru că e important ca ele să fie cunoscute și e importantă opinia fiecăruia, astfel încât să putem dezvolta lucrurile și să le facem din ce în ce mai bune. Știți cum e, că atunci când gestionezi astfel de, să zicem, situații, da? Pentru că aici nu lucrăm cu lucruri, cu obiecte, ci lucrăm cu oameni, lucrăm cu oameni care au mare nevoie de o astfel de direcție, cei care, din păcate, au probleme legate, fizice vorbesc, cu handicap, copii abandonați și nu numai. Este o direcție grea, din câte știu, și cu foarte mulți asistați. Spuneți-mi dumneavoastră, câți gestionați la nivelul direcției? Sunt foarte multe persoane și din perspectiva asta eu spun mereu cu sinceritate că o instituție, indiferent cât de mare ar fi, cât de bine ar fi organizată și cât de dotată ar fi, nu poate să le știe pe toate și nu le poate gestiona chiar pe toate. De asta e nevoie de sprijinul și al altor organizații non-guvernamentale, dar până la urmă și la de sprijinul fiecărui cetățean care poate să afle o informație, poate să știe despre un copil în dificultate și să ne spună. Ceea ce privește statisticile, ele sunt unele consistente, unele care ne îngrijorează și ne gândesc, ne obligă să facem tot felul de strategii, atât pentru prevenire, cât și pentru tratarea fenomenelor nedorite. Avem peste 1400 de copii sub măsură de protecție specială în județul Dolj, ceea ce înseamnă foarte mult. Avem aproximativ 16.000 de persoane cu handicap în județul Dolj, dintre care 1.500 sunt copii, adică sunt foarte multe lucruri de făcut și ceea ce este mai îngrijorător este că statisticile ne arată că e în creștere numărul acestor persoane. Creștere numărul și în ce privește copiii cu handicap și în ce privește persoanele adulte cu handicap și din păcate și în ceea ce privește abandonul sau alte fenomene pe care noi încercăm să le tratăm cu serviciile specializate care le avem, cum ar fi delincvența juvenilă sau altele nedorite. O parte dintre ele venind cumva și din zona aceasta a copiilor lăsați în țară de părinții plecați la muncă în străinătate. Un fenomen probleme care, destul de mari, din câte știu, nu? Da, e un fenomen care a apărut după 2007, după integrarea României în Uniunea Europeană. Din păcate, vreo 5 ani de zile nu s-a putut dezvolta niciun serviciu, pentru că, așa cum ne amintim, posturile au fost blocate, nu se putea dezvolta nimic. În ultimii 2-3 ani a apărut și ceva legislație și noi încercăm să facem mai mult, dar din păcate numărul acestor copii este foarte mare. În statisticile oficiale vorbim de undeva până în 2000 de copii în județul Dolj, dar în realitate sunt probabil de 3-4 ori mai mulți acești copii lăsați în țară de părinții plecați la muncă în străinătate. Diferențele dintre statisticile oficiale și cele neoficiale fiind aceea că în ce privește pe cele oficiale se înregistrează doar părinții care pleacă cu contract de muncă încheiat anterior plecării în străinătate. Restul? În ce îi privește pe ceilalți, sigur, e greu să ții o evidență, dar cu sprijinul inspectoratului școlar, pe baza unei hotărâri de guvern speciale, încercăm să identificăm acești copii
care chiar dacă nu declară părinții, ei sunt lăsați cumva în țară, în grija bunicilor, a rudelor, a vecinilor, câteodată foarte grav în grija fratelui mai mare, care este și el minor, și atunci sigur că apar și alte fenomene. Și abandonul școlar e o problemă, dar și delicvența juvenilă, dar și alte... Și problemele legate de... știți foarte bine că ați avut situații dramatice la nivelul centrului și chiar am ținut prima pagină a ziarelor naționale și a televiziunilor naționale, probleme legate de suicid. Consilierea psihologică este absolut necesară în asemenea cazuri și aici nu cred că se poate face rabat la numărul personalului, domnule director, și nici la calitatea lui. E vorba de vieți omenești, e vorba de copii minori care, din păcate, au aceste probleme. Se gândesc din ce în ce mai mult la sinucidere și unii chiar o pun în practică. Așa este. Din păcate există această tendință în care să se vorbească mai mult și mai concret despre costuri și mai puțin despre calitate. Exact. Și sigur, atunci când vorbești de calitate, costurile cresc, toată lumea își dorește costuri cât mai reduse, dar din punctul de vedere și al meu și al specialiștilor din domeniu, din toate județele, este acela în care trebuie să punem accent pe calitatea serviciilor, și pe ținerea sub control acestui fenomen. Sigur că dacă până la urmă sunt importante rezultatele, nu neapărat economiile. A fost o etapă pe care nu ne-o mai dorim, aceea dinainte de 90, în care am făcut economii, nu se recunoșteau problemele sociale și se făceau economii la toate lucrurile. S-a dovedit că nu a fost folositoare. Și atunci asistența socială ce face? Asigură sănătatea comunității, asigură integrarea celor care sunt în dificultate, lucruri pe care ni le dorim cu toții. Nu ne dorim să avem concetățeni care să aibă tot felul de probleme. Dar și măsurile pe care le luați în condițiile în care oamenii pe care îi aveți în subordine nu-și fac treaba, nu sunt atât de drastice cum ar trebui să fie pe măsura rezultatelor. Că, din câte știu, și aici este o problemă. Trebuie niște etape cu, nu știu ce, avertizmente, cu sancțiuni, adică 10-15% din salariu și ulterior puteți să-i dați afară din sistem. Așa este. Din păcate, procedurile astea administrative sunt destul de greoaie. Nu te lasă întotdeauna să izolezi orice suspiciune și trebuie să o dovedești. Când 7.000 de anchete, da. Vorbești de interacțiunea om la om, sigur că probele și dovezile nu sunt foarte concludente și foarte numeroase. Din păcate, avem și situații în care, chiar dacă s-a dovedit și s-a probat un act de violență, după judecată, instanța a spus că nu e suficient, pedeapsa e mult prea gravă, desfacerea contractului de muncă, chiar în situația în care exista un act de violență asupra unui copil, și a dispus reintegrarea cu o sancțiune. Vi s-a întâmplat dumneavoastră în sistem, cu unul din oameni? Am avut astfel de caz. Situații de acest gen. Au fost mai multe, nu a fost doar unul, vreo 3-4 în care noi am dispus desfacerea, pentru că mereu am spus că nivelul de toleranță în ceea ce privește abuzul fizic este zero. Corect, poate să fie altfel. Cu toate astea, instanța a spus că sancțiunea a fost prea gravă, că era la prima abatere și trebuia să aplicăm o altă sancțiune, 10% pe 3 luni, spre exemplu, și nu desfacerea. Și persoanele astea mai sunt și acum în sistem? Ele au revenit în sistem, sigur că am întreprins demersuri ca să nu lucreze exact pe același loc de muncă, deși o perioadă de timp a trebuit reintegrate exact pe același loc de muncă, conform hotărârii instanței. Din păcate, e nevoie de mai mult și pentru asta încercăm să dezvoltăm și relațiile cu alte instituții pentru a înțelege fenomenul. Se poate externaliza într-un fel sau altul un astfel de sistem? Se poate externaliza doar în situația în care există organizații non-guvernamentale care să vină cu un aport financiar, pentru că altfel nu se justifică. Dacă noi, aveți personal, normal, locală suportă absolut toate cheltuielile, de ce să o facă aceste cheltuieli altcineva din afară și nu chiar finanțator? Se întâmplă în țară, în câteva județe, în care fie biserica prin mitropolia din zonă, fie alte organizații non-guvernamentale preiau un pic din sarcina comunității și... Dar probabil pe termen scurt, nu? Pe termen mai scurt sau mai lung sau nedeterminat. Și sigur, și nedeterminat există un astfel. Apare lipsa finanțării, ele sunt preluate înapoi de comunitate. Dar sunt județe, eu știu, prin Ardeal, spre exemplu, județul Alba a externalizat foarte mult în colaborare cu mitropolia din zonă.
Și ajută din punctul ăsta de vedere, nu? Și ajută pentru că fac și niște economii la bugetul județului și sigur lucrurile sunt gestionate corect, direcția asumându-și doar rolul de a controla, de a verifica felul în care se desfășoară activitatea. Probabil și biserica prin preoți și voluntari, mă gândesc, asigură serviciile de care vorbeam. Și prin voluntari, dar sigur și prin persoane salarizate. Dar vă spuneam de un aport suplimentar în ceea ce privește finanțarea. Și la noi nu s-ar putea face asta? Nu știu, facem un apel la mitropolie, adică... Păi facem, dar problema este de resursele financiare pe care le are o organizație neguvernamentală sau alta. Că și acolo tot prin ONG-uri se desfășoară activitatea. Da. În momentul ăsta sunteți cumva supra-solicitați, aveți destule locații în care să adăpostiți fie acești copii, fie mamele abuzate și care, din câte știu, aveți câteva adăposturi, nu? Și am dezvoltat începând de anul ăsta, avem și un centru pentru victimele violenței domestice în general, nu doar pentru cuplu mamă-copil, cum aveam până în prezent. Sigur, nu ne confruntăm cu probleme de mentalitate, oamenii nu recunosc, nu se adresează neapărat, tolerează foarte mult violența. Încet, încet, probabil, se va ajunge la o altfel de situație. Asta contează foarte mult, educația și mentalitatea, normal. Într-adevăr. Și unde aveți centrul acesta? Unde l-ați deschis? Este în Craiova, nu vă pot spune locația pentru că e una secretă, tocmai pentru ca agresorii să nu găsească și să continue lucrurile astea, dar e o locație mică cu 8 locuri deocamdată. Încercăm să vedem cum pilotăm în colaborare și cu poliția care identifică astfel de cazuri atunci când ele sunt sesizate. Mă rog, dar aici stau pe perioade scurte, domnule director, adică ei nu pot veni să stea pe perioadă lungă, nu? Perioade scurte, există o legislație specială, undeva de la 7 la 60 de zile. Atât? Da, dar în această perioadă de 60 de zile se identifică soluția pe termen mediu și lung. Mă gândesc acum la mamele și la copiii agresați fizic, unde să se întoarcă înapoi? Se întoarcă înapoi la același tratament, la aceleași bătăi? Termenul este suficient pentru ca poliția să ia o măsură cu agresorul, poate chiar aceea în care agresorul să părăsească locuința în care s-au întâmplat lucrurile astea și atunci, peste 60 de zile, să revină cuplul sau persoana agresată. Dar știți, apropo de asta, și se întâmplă în mediul rural cu precădere, dar cred că și în mediul urban, există acele persoane care mănâncă bătăi zilnice și ducându-se la poliție, normal că agentul vine, constată și aplică o amendă agresorului și spuneau, la un moment dat vorbeam cu astfel de femei și spuneau, de fapt, nu ne mai ducem pentru că ulterior tot mâncăm bătaie pentru amenda pe care l-a încasat-o, pentru că o țin în continuare într-o agresiune și le era frică să se mai ducă de teamă să nu mai primească încă o bătaie drastică din partea unui astfel de individ pentru că a primit și amendă. Deci, vă dați seama, este crunt. Pași s-au făcut și acum legislația e un pic schimbată, se poate obține și un ordin de restricție, se poate ajunge și la condamnarea agresorului și chiar la încarcerarea acestuia, dar sigur, mai ales în mediul rural, relațiile astea în interiorul familiei sunt unele speciale în care nu vorbim doar de agresor, vorbim și de rudele agresorului raportat la rudele victimei și de relațiile astea și ce spune gura satului și ce spune partea de rușine, acolo. De acoperit mizeria supreș. Îl pedepsești pe bărbatul care face asta, soției, tot felul deci de... Deci încă vă mai confruntați cu asta. Ne confruntăm cu aceste mentalități, prejudecăți și încercăm să le schimbăm, dar sigur e nevoie și de timp pentru a reuși. Din astfel de familii provin probabil și copiii care fug de acasă, părăsesc domiciliu și adunați de prin gări sau de prin alte locuri, apropo de delincvența juvenilă. De foarte multe ori așa se întâmplă. Sigur, cea mai frecventă cauză este lipsa resurselor financiare pentru traiul de zi cu zi. Peste 60% din cazuri se întâmplă asta, dar altfel sunt într-adevăr și aceste elemente pe fondul familiilor dezorganizate, al violenței. Decăderi din drepturi avem la nivelul județului? Sunt, dar nu foarte multe, pentru că asta o hotărăște un judecător. Și e o procedură complicată. E o procedură complicată, dar până la momentul când se pronunță judecătorul, de obicei atitudinile părinților se schimbă și nu se mai poate face dovada că
ei chiar nu-și doresc copilul sau îi doresc rău copilului. Mă gândeam acum la familiile de rom care își trimit copiii la cerșit sau sunt foarte mulți infractori, dar minori. Știți foarte bine, furtul din genți, lănțișoarele smulse și așa mai departe. E destul de complicat să-i... Da. Poliția și împreună cu noi există niște echipe intersectoriale locale, așa se numesc ele, reprezentanți de la toate instituțiile, da, în coordonarea cumva direcției noastre și se intervine foarte rapid, dar de asemenea foarte rapid este luat copilul înapoi în familie, pentru că dacă părintele vine și nu ai dovezi că foarte concrete să îi le prezinte. Da, tatăl ocrotește mama și copilul, da. Normal, îl trimiteți înapoi, pentru că se spune că în mediul familial este cel mai bine. Păi cum să-i mai fie bine dacă acest copil primește și bătăi și este și aruncat în stradă să cerșească, tocmai pentru a căra. Unii dintre ei am văzut că acum recurg la metode ingenioase, îmbracă pe copii mai frumos, mai altfel, pentru a te impresiona cumva să-i dai bani în intersecție. Este apelul pe care îl facem noi mereu către toți cetățenii. Este să nu le dăm bani, da. Este să nu reacționeze, indiferent de cum și în ce fel impresionează. Există și o linie scurtă, un telefon și o să-l și spun, este 0251983, unde pot sesiza astfel de lucruri dacă le întâlnesc și mai degrabă decât să le dea un ban sau un produs, mai degrabă să dea un telefon la acest număr și să vină o echipă care să identifice soluția pe termen mediu și lung pentru acel copil, pentru că la acest număr la 983 poate suna și copilul agresat? Absolut, da. Da. Și este un număr pe care preluăm și sesizările în ce privește și persoanele cu handicap de orice natură și chiar și pe zona de violență domestică. Existând acest dispeceraj și infrastructura necesară, preluăm practic toate cazurile pe zona socială și nu avem noi viteza de reacție a poliției sau a pompierilor, dar ajungem la fiecare caz în parte și încercăm să găsim o soluție, de multe ori împreună cu poliția sau cu alte autorități ale statului. Domnule director, ce ați făcut cu cazurile acelea în care, din păcate, persoanele cu afecțiuni psihice greu de gestionat în ceea ce fac pot fi supravegheate și ați avut cazuri dramatice în centru? E o muncă, ce să vă zic, care nu se termină niciodată. Așa? Este o activitate pe care încercăm să o dezvoltăm. Din păcate, tocmai multe astfel de persoane și din această perspectivă, strategia de dezvoltare a instituției este gândită în sensul de a dezvolta centre rezidențiale în toate orașele mici ale județului nostru, ele devenind pol de dezvoltare pe zona de asistență socială pentru localitățile limitrofe. În felul ăsta vrem să dezvoltăm ceva în zona Calafatului, la Ciupercenii Noi, să facem un centru pentru persoanele adulte cu handicap și în special pentru tineri. Suntem în situația în care în centrele pentru copii, aceștia fac 18 ani și trebuie să fie preluați în sistemul de adulți, sistem de adulți care este plin în acest moment. Și am ales zona de la Ciupercen pentru că primăria de acolo ne-a pus la dispoziție o fostă școală și pentru că este în apropierea Calafatului, ca și oraș, un spital și în apropierea spitalului de psihiatrie de la Poiana Mare, unde de asemenea ei pot fi tratați în cazuri mai grave. O altă zonă în care o vrem să dezvoltăm și cu sprijinul Consiliului Județean găsim și finanțarea pentru a face asta, este zona Călăraș, care acoperă de fapt localitățile Bechet, Dăbuleni, Călăraș, tot o fostă școală unde vrem să dezvoltăm tot un centru pentru persoanele adulte cu handicap. Am gândit așa, pornind de la extremitățile județului, distanțele cele mai lungi, de aproape 100 de kilometri în fiecare zonă, unde și deplasarea specialiștilor de la Craiova fiind destul de dificilă și cu costuri. Altfel, mai vrem să dezvoltăm un centru pentru copii cu handicap la Segarcea și suntem în procedurile acestea de reabilitare a unei clădiri, de asemenea o clădire care e vis-a-vis de spitalul din Segarcea și lângă o școală din Segarcea, astfel încât acești copii să poată fi tratați și ușor și să meargă la școală. Dar aici sunt copii cu handicap? Da, pentru copii cu handicap, unde din păcate în Craiova handicap avem toate fizic, centrele nu? pline și fizic și psihic.
De asemenea, așa ca un element de noutate, în Craiova vrem să mansardăm un centru doar de recuperare pentru copiii cu handicap, adică un centru unde vin copii din comunitate, da, se recuperează și se întorc acasă. Nu avem astfel de centre în județ și pentru asta vrem să mansardăm unul care îl avem la Craiova și să creăm niște spații de cazare astfel încât copiii din județ să poată să vină, să fie... Să rămână pe o perioadă mai lungă. O perioadă de 2-3 săptămâni cât durează diferitele proceduri de recuperare. În prezent, având doar o echipă mobilă care se duce și face recuperare la domiciliul lor, dar costurile sunt destul de consistente și această, nici eficiența nu cred că e una maximă. Această echipă nu poate să acopere tot județul Dolj. Deci solicitări sunt în momentul ăsta foarte multe, nu? Sunt solicitări multe. Vă spuneam și cu altă ocazie că noi la nivelul județului Dolj am încheiat reforma, avem doar centre reabilitate, doar centre care... Da, dar nu înțeleg că nu puteți lua fonduri europene pentru că... Sunt singurul județ din țară care a obținut licențe pe toate structurile organizatorice care le avem în prezent, dar e nevoie să dezvoltăm, pentru că problemele sociale nu sunt rezolvate, da? Și din păcate ele cresc și în ce privește cantitatea și trebuie să facem noi centre, să dezvoltăm noi servicii pentru a răspunde acestor nevoi. În paralel, provocăm primăriile să dezvolte servicii de prevenire, servicii în care să se asigure consultanță, servicii în care să li se dea preocupări copiilor după orele de școală, mai ales copiilor care au părinții plecați la muncă în străinătate, astfel încât tot felul de fenomene să poată fi prevenite. Cât de cât, da. Deși cred că e foarte greu, nu știu care e colaborarea cu primăriile, dar probabil mulți nu au fonduri pentru a face ceea ce spuneți dumneavoastră. S-a mai depășit cumva acest lucru. Sigur că n-au putut să o facă posturile fiind blocate. Acum, pe legislația nouă, se mai pot întâmpla lucruri. Suntem într-o colaborare și cu Universitatea din Craiova, care ne dorim noi să aibă tot mai multe locuri la Facultatea de Asistență Socială. Din păcate, sunt foarte puține, 20-30 în fiecare an, și raportat la 111 localități cât are numai județul Dolj, ca să nu mai vorbim și de județele limitrofe, care nu au astfel de facultate și vin tot aici, la Craiova. Sigur că nevoia pe această zonă este foarte mare de specialiști. Dar își mai doresc să vină în asistență socială, că la un moment dat nu-și mai dorea nimeni, toată lumea voia să plece din acest sector. Își doresc, sigur că își doreau și cu gândul de a pleca la un moment dat în străinătate, unde câștigă foarte mulți bani. Da. Sunt mai mari decât aici, da. Dar din fericire s-au întâmplat lucruri și pozitive și în România, salariile au crescut. Au mai crescut și acum își doresc să vină în sistemul de stat. Au devenit, da, atractive și în sistemul public. Într-adevăr, sunt destul de multe probleme. Să sperăm că legislația acolo unde este nevoie va fi modificată, dacă se va putea. Important este ca toată lumea care sesizează aceste nereguli și aceste probleme, fie în mediul rural, fie în urban, să sesizeze Direcția Generală pentru Asistență Socială și Protecția Copilului. Există și acel număr scurt de urgență. Și ce să vă spun, multă putere de muncă să puteți să gestionați toată această situație și să aveți grijă cu personalul, pentru că, dar și cu copiii minori și nu neapărat minori, cei care au probleme legate fie de lipsa părinților, fie de afecțiunea familiei și care, din păcate, se gândesc din ce în ce mai mult la acest suicid, cazuri dramatice petrecute în județul nostru și nu numai, la nivelul țării. Să sperăm că veți putea gestiona asta și să fiți drastic atunci când trebuie să luați astfel de măsuri, pentru că nu ne dorim să fim nici pe prima pagina ziarelor, dar nici să avem astfel de cazuri la nivelul județului. O facem cu responsabilitate și sperăm să reușim de fiecare dată. Mulțumesc foarte mult, doamnelor, domnișoarelor și domnilor, problemele legate de fie de copii abandonați, fie de problemele asistenței sociale la nivelul județului Dolj. Așa se întâmplă că nu sunt foarte multe investiții și suntem într-o zonă nu prea bogată, așa cum se vorbește despre Ardeal. Există și probleme legate de asistență socială și protecția copilului. După scurtă pauză ne revedem, rămâneți alături de noi. Un alt invitat va sosi la cafea de sâmbătă.
Lumea sănătății tale o găsește acum în farmaciile Mondofarm. Cele două farmacii situate pe calea București, una vis-a-vis de McDonald's și cealaltă deschisă non-stop lângă piața centrală, vă onorează toate rețetele, pentru că aici găsiți toate medicamentele de care aveți nevoie mai mult. Pensionarii pot beneficia de gratuități la anumite medicamente și produse pentru că în farmaciile Mondofarm în fiecare zi există oferte speciale. Mondofarm se gândește la sănătatea ta și îți oferă gratuit o dată pe lună un consult oftalmologic, dar și testul de osteoporoză. Programați-vă sunând la telefon 0771 058 806 sau 0722 289 074. Mondofarm, lumea sănătății tale. Promptitudine, siguranță, disciplină și o echipă de profesioniști. Toate acestea sunt asigurate pacienților care ajung la Prima Medical. Serviciile Centrului de Imagistică Prima Medical sunt realizate cu aparatură ultraperformantă și tehnologie de ultimă generație. Rezonanță magnetică, computer tomograf, radiologie, ecografie, sonoelastografie și litotriție. Acestea sunt realizate de specialiști foarte buni în domeniu, cadre medicale și universitare cu înaltă calificare. Programări la telefoanele 0251 315 654 sau 0749 070 713 sau la recepția Centrului Prima Medical din strada Calea București numărul 99. Centrul de Imagistică Prima Medical, parte din sistemul MedLife, o alternativă la sistemul public sanitar, își tratează pacienții cu afecțiune. Farmacia Cinara susține sănătatea ta și a familiei tale. Aici găsești medicamente cu sau fără prescripție medicală, medicamente în regim compensat și gratuit, medicamente prescrise prin programe naționale, suplimente nutritive, produse pentru mămici și copii, produse cosmetice și dermatocosmetice, echipamente medicale, produse tehnico-medicale, precum și medicamente preparate în laboratorul propriu al farmaciei. În farmacia noastră beneficiezi de reduceri prin cardul de fidelitate Cinara, dar și de oferte săptămânale și lunare. Personalul nostru calificat îți oferă sfaturi competente și utile pentru sănătatea ta și a familiei tale. Cinara, de peste 20 de ani, farmacia familiei tale. De peste 20 de ani, Cinara este farmacia ta și a familiei tale. De câte ori aveți nevoie, vă așteptăm la noi, pentru că ne pasă de sănătatea dumneavoastră. Pentru orice eveniment există florările Iris, flori naturale, exotice și decorative, și cele mai frumoase aranjamente le găsești la florările Iris, situate pe Lipsca numărul 1 și în noua locație din strada Unirii numărul 89. Florările Iris asigură buchete și aranjamente florale pentru toate tipurile de evenimente, realizate cu pasiune, profesionalism și originalitate. Varietatea de produse, personalul tânăr și dinamic, experiența și gustul pentru frumos în a crea ocazii deosebite definesc și individualizează florările Iris. Drogheria Alșefa vă așteaptă zilnic cu super oferte la toată gama de suplimente, otisiuri și produse naturiste. În Drogheria Alșefa găsești produse pentru copii la cele mai mici prețuri din oraș. Lapte praf, cereale, Pampers, precum și produse dermatocosmetice pentru bebeluși, șampoane, creme și uleiuri de corp. În Drogheria Alșefa toate comenzile sunt onorate, pentru că sănătatea dumneavoastră și a copiilor dumneavoastră reprezintă prioritatea zero. Vă așteptăm în Bulevardul Nicolae Romanescu vis-a-vis de fostul Olas Prod. Drogheria Alșefa, pentru tine și copiii tăi. Pentru a arăta întotdeauna perfect, alege salonul de coafură Jeunesse. Stiliștii vă stau la dispoziție pentru a vă oferi tunsori moderne și coafuri stilizate, realizate cu produse profesionale. Salonul Jeunesse și-a impus numele oferind servicii de calitate, prestigiul reprezentând simbolul calității oferit tuturor clienților. Pentru ocaziile speciale din viața dumneavoastră, Jeunesse Decor vă realizează cele mai frumoase decoruri. Plăcerea de a vă oferi clipe de neuitat. Jeunesse Decor. Alege întotdeauna tinerețea.
Vrei să mergi la cele mai renumite stațiuni balneare din țară, dar să nu părăsești Doljul? Spitalele Buna Vestire din Craiova și Calafat sunt singurele baze de tratament din județ care reunesc cele mai importante procedee balneare din România și oferă condiții ultramoderne de spitalizare continuă. De la împachetări cu parafină, mofete și băi cu nămol de techirghiol și de la băi galvanice la salinoterapie și laserterapie, aici găsiți toate procedeele întâlnite la stațiuni precum Amara, Buzia și Vatra Dornei, Covazna sau Ognele Mari. Am auzit că se tratează foarte bine și m-am convins că într-adevăr așa este. Ne-am simțit foarte bine. Salariații care aveți la aparate și peste tot sunt nemaipomeniți, foarte drăguți, foarte serviabili. Tot la noi puteți beneficia și de laborator pentru recoltarea analize medicale, în contract cu Casa de Asigurări de Sănătate, precum și de radiologie, ecografie generală și EKG. Spitalul Buna Vestire din Calafat este singura bază de tratament din județ care dispune de bazin de recuperare cu apă pentru hidrokinetoterapie. Spitalele Buna Vestire din Craiova și Calafat. Condiții ultramoderne, profesionalism, costuri minime. Pentru informații suplimentare, contactați personalul nostru din cele două spitale. Craiova, strada Morii, numărul 33, telefon 0251 463 311 0769 050 736 și Calafat, Hotel Panoramic, telefon 0251 232 960 sau 0769 047 898. Proiectare și construcții peste 50 de ani de experiență. Suc Piesa produce la comandă din pal dublu melaminat și lemn, mobilier birotică, mobilier casnic, livinguri, dormitoare, bucătării și holuri. Societatea dispune de echipamente de ultimă generație, producție Germania și Italia. Suc Piesa produce la comandă și accesorii funcționale și ornamentale, unicat sau de serie, pentru interior și exterior, locuințe, birouri, hoteluri, restaurante, unități comerciale, unități de producție, centre de agrement și de cult. Pentru comenzi apelați la numărul de telefon 0742 130 153 sau la sediul societății din strada Calea București, numărul 129A. Suc PSA. Garanția noastră este calitatea. Inspecția tehnică periodică este obligatorie și timpul dumneavoastră este prețios. Echipa RAD Craiova vine în întâmpinarea nevoilor dumneavoastră cu promptitudine și profesionalism, efectuând verificări pentru emisii poluante, sistem de frânare, mecanism direcție, sisteme iluminare, climatizare și vizualizare. RAD Craiova efectuează inspecții tehnice periodice la cele mai mici prețuri, începând cu 60 de lei, iar abonații RAD beneficiază de reducere de 10%. Ne găsiți zilnic în incinta RAD Craiova, strada Calea Severinului, numărul 23. Relații și programări la numărul de telefon 0772 148 933 sau prin e-mail radcraiovaoffice@yahoo.com. Am revenit la cafeaua de sâmbătă dimineața, domnilor, domnișoarelor și domnilor, alături de mine o invitată specială, doamna doctor Mihaela Gorgan, vine tocmai de la Calafat, de la Spitalul de Recuperare Buna Vestire. Bine ați venit, doamna doctor, înțeleg că aveți foarte multă lume în Calafat și foarte mulți pacienți care ajung la spitalul dumneavoastră. Sunt. E o perioadă specială vara sau pur și simplu asta se întâmplă? Așa s-a întâmplat în ultimele luni, este o aglomerație pe care noi o primim cu dragă inimă. Așa, având în vedere adresabilitatea foarte mare pe care o constatăm în această perioadă, ne bucură, ne responsabilizează, ne pune pe treabă. Ce înseamnă în perioada asta, partea de afecțiuni care ajung la dumneavoastră în spital? În general, în această perioadă ajung afecțiuni degenerative, foarte neglijate din perioadele de frig. Am înțeles. Din perioadele de primăvară, alte ori din toamnă. De data aceasta ne-am trezit cu o mulțime de reveniri,
și noi veniri, așa, de boli de tip recuperator neurologic. Foarte multe pareze, foarte multe hemipareze, foarte multe tetrapareze. Putem băga aici și niște necazuri post-traumatice și foarte interesant, o adresabilitate deosebită pentru tratamentele balneare. Ce înseamnă acest lucru? Acest lucru înseamnă prezentările acestor pacienți ai noștri care vin în general pentru afecțiuni deja tratate anterior, au revenire și au acum indicație mai mare de tratament balnear, care înseamnă saune, piscine, aplicații de nămoale, aplicații de parafină, termoterapii, toate acestea foarte solicitate în ultima vreme. La un moment dat am și zis, ăștia sunt pacienții pe care i-am recuperat într-o mare măsură și acum vin să se răsfețe. Dacă am înțeles. Este o modalitate oarecare de a gândi. Am înțeles. Așa, ce afecțiuni tratați? Tratăm foarte multe afecțiuni neurologice, vă spuneam. Da, mi-a spus, da. Acelea hemipareze. E și o afluență, a spus în perioada asta. Este și o afluență, este și mai ușor transportul, pentru că noi nu avem pacienți numai dintr-o zonă. Nouă ne vin pacienți din toate colțurile țării. Avem o adresabilitate care deja ajunge... Depășit granițele județului de mult. Nu, a depășit și Oltu, a depășit, a ajuns în București, a ajuns în Hunedoara. Deci deja suntem pe niște zone foarte întinse și nici de cum limitrofe. Așa, vin, revin, vă spuneam. Deci afecțiunile neurologice, da. În afară de ele sunt afecțiunile traumatologice, foarte dese accidentele în recuperare, accidente de mașină, accidente de rutiere, accidente casnice. Nu am foarte mulți. Nu aveți. În schimb, avem copii în stadii, cu dizabilități în stadii diverse de recuperare. Foarte mulți. Exact ce spunea domnul director Stancu. Domnul director Stancu chiar vă spunea această treabă. Eu am remarcat acum un procentaj extraordinar de crescut. Dacă se poate, între 9 și 11% din totalul pacienților în ultimele două luni. Sunt numai copii? Copii cu dizabilități. Fantastic. Ceea ce nu este o bucurie, dar este o bucurie că ei înțeles și se adresează nouă și bine, avem și rezultate. La recomandările medicilor, evident, nu? Foarte interesant. Nu avem o colaborare medicală la așteptările mele, ca să nu zic mai mult, da? Deci ne-am așteptat ca și colegii noștri din teritorii, să medicii facă asta, de familie, să aveți o colaborare, să observe acești copii și să ni trimeată. Eu de asta am ținut acum să vă menționez, ca să aduc la cunoștință că facem și astfel de treburi, să nu-i mai țină acasă în condiții familiare deosebit de precare uneori. Da, exact ce zicea și directorul nu direcției. Nu este o acuză față de părinți, este o acuză față de sistemul medical. Deci acești medici ar trebui să fie foarte conștienți că într-un fel sau altul copiii trebuie să recuperați. Afară de ei, sigur că vorbim despre accidentele vasculare, care și ele au niște perioade de recuperare, da? Sunt anumiți timpi ai recuperării și de asta vă spuneam că probabil numărul balnearelor a crescut pentru că ei sunt deja în a doua, a treia perioadă de recuperare, mulți din ei cu mers recuperat, cu chiar aici vorbim cu de o medie de vârstă între, nu știu, 60-70 de ani sau vorbim, nu neapărat. A scăzut, nu? Da, nu neapărat. Vorbim de o medie de vârste de 40, cărora li se adaugă cu mult mai tinere accidentele rutiere cu afecțiuni neurologice. Secundare accidentului rutier, foarte multe. Foarte multe. Se mai pot recupera, doamna doctor, tinerii? Da. Cu cât sunt mai tineri și cu cât părinții știu să se adreseze, deci au această noțiune de adresabilitate, cu atât îi recuperăm mai repede. Mai repede. Da. În general, mai nou am primit astfel de tineri și recomandați direct din spitalul Arsenie, București, da, după ce au fost operați. Arsenie. Da, Bagdazar Arsenie ne trimite, am avut în ultima vreme 4-5 cazuri. De undeva mă bucur această treabă, înseamnă că s-a auzit știe... că sunt, se recuperează. Ori părinții sunt cei care aduc la cunoștință medicilor, și spun chiar asta. Medicii află. Ce înseamnă asta pentru personal? Ce personal aveți ca și calificare? Personal
absolut calificat, deci nu avem nimic necalificat în spital, asistent medical, medic în primul rând, încă o colegă de-a mea, doctorița Vasilescu, după aceea în jur de 15-16 cadre medicale și pe lângă el și auxiliarul. Deci, așa zisele cadre medicale auxiliare, fără de care nu ne descurcăm. Recuperarea în bazin dă mai, un randament mai mare față de... Incomparabil. Incomparabil, nu? Incomparabil. În primul rând, solicitarea noastră față de pacient în a face mișcări în apă, în condiții hidrice, îl ajută pe el să creadă că o face mai ușor, pentru că apa, prin proprietățile fizice, știți că are porta așa, sigur, ușurează mișcările și în felul acesta pacientul este convins că el o face și o face fără, mai bine. Da. Și produce niște stări psihice care nu operează. Confortabile, evident, și îl ajută foarte tare să depășească momentul. Am făcut și cursuri de not la copiii aceștia cu mici handicapuri. Deci ne ocupăm un picuț în timpul verii. M-ați întrebat de vară Da, pentru că patologia îmi spuneați verii. Că sunt foarte mulți care au venit în această perioadă. Da, foarte mulți. Deci, dacă este să comparăm tot anul 2016, când am avut 1130 de internări, până la această oră, adică în august, avem 1100. Deci vă imaginați că până la și mai avem încă 6 luni, pline, da? Vreo 5 luni. Vreo 5 luni, da. Pline, da, dar în care vă dați seama că vă crește foarte mult. Este solicitare. Este solicitare. Pentru că probabil este și nevoie, nu știu, adică este din ce în ce mai multă lume, auzim în această perioadă, care are nevoie de recuperare. Da. Vorbeam și cu domnul doctor Gavrilă și cu doamna doctor Cazacu, care a fost ultima dată în emisiune și spunea asta. Corect. Și exact de media de vârstă care a scăzut. Din păcate nu putem discuta acum că, bine, sunt afecțiunile normal cauzate de vârstă, dar sunt și cele legate de accidente. Da. Foarte și mulți copii, m-ați pur și simplu m-ați... Când am calculat procentul dezarmat de 11%, când mi-a spus. Nu venea să cred. 40% din totalul procedurilor noastre balneare, foarte mult, ne apropiem de jumătate, așa, și al doilea element care m-a șocat și pe mine când înainte de a veni la dumneavoastră m-am pregătit acolo un cel cu niște cifre și am văzut 11% prezentare copii din totalul pacienților. Ai dumneavoastră, ai practic. Noștri, sigur că da. Poate ai ajutat și pe cei care vin acum la direcție că vor face la Ciuperceni, înțeleg, un astfel de centru. Am înțeles că și angajează și acolo ceva personal. Tata, eu știu, nu știu dacă vor face dar față. Dar spitalizare nu știu dacă vor putea să facă față. Să facă față. Este și eu zic foarte la fel. Complexă. Da. Recuperarea copiilor este foarte complexă și trebuie să avem foarte multă grijă că probabil este vorba de copii instituționalizați. Da. Ca personalul care lucrează acolo să fie foarte bine pregătit pentru a ne continua munca noastră. Știți ceva, doamna doctor, că apropo de personal și de ceea ce de pregătirea lui, s-a pus din ce în ce mai mult în ultimul timp accent pe cantitate și nu pe calitate. Există, și imaginați-vă că au fost cazuri dramatice la nivelul județului. Știți foarte bine celebrele cazuri de sinucidere la copii, copiii care provin din astfel de familii sau copii cu afecțiuni psihice în general care aplică tratamente groaznice altor copii. Incriminez aici și slaba comunicare dintre pacienți și medicii de familie. Medicii pediatri nu mai vorbesc pentru că sunt foarte rari, dar vorbesc de medicii de familie care au teritoriu sub observație și nu ne trimit cazuri. Deci noi, în mediul rural, din păcate, există o astfel de problemă. Și mai ales acolo unde cultura familiară este precară. La limită, sigur că și nu știe că există posibilitatea. Chiar acum, de curând, am avut o familie destul de unită, o familie care își dorea și copii, care au avut acest copil cu foarte mare plăcere, un copil care avea o dizabilitate motorie pentru zonele de mers, acum merge, sigur că n-are un mers precis și că va mai trebui să reluăm nițel, dar mama este fericită, îl ține de mână și merge. Cât durează o astfel de procedură la dumneavoastră? Durează, da? Deci uneori durează și 3-4 reveniri, pentru că primele dăți abia observăm copilul și resursele lui. În a doua parte lucrăm cu familia ca să priceapă că ce facem noi trebuie continuat. În a
treia perioadă obținem niște rezultate și vrem să obținem și mai mari în a patra. Deci de obicei durează. Deci există o perioadă destul de lungă de recuperare. De obicei de 6 luni, de 8 luni, ca să avem. Dar cum să procedează? Deci în momentul în care vrei să vii la un spital de recuperare, gen Buna Vestire, care e procedura? Ca la orice spital, internarea poate fi chiar directă. Deci noi cerem medicilor de familie să folosească și termenul de direct. Nu avem nimic împotrivă. Sigur că trece printr-un filtru al nostru, sigur că dacă nu e cazul, nu-l internăm sau eu știu ce altceva, dar în general îi rugăm să ne dea chiar bilet de internare directă. Nu avem absolut nimic împotrivă. Îi așteptăm cu astfel de treabă, dar nu avem această cooperare foarte bine stabilită la nivelul Calafatului. Și cu toate acestea, pacienții dumneavoastră vă caută și vin, da? I-am văzut chiar în Craiova, la Spitalul Tomet Buna Vestire, foarte mulțumiți, veneau de fiecare dată și spuneau am revenit, apropo de ceea ce spuneați dumneavoastră. 4-5 reveniri deja. Pentru că oamenilor le-a făcut bine ceea ce s-a întâmplat acolo. Da, se întâmplă bine. Noi ținem personalul totdeauna sub control. Ei sunt oameni bine formați și tare rău ne pare când ne mai pleacă câte unul la care vorbim de personal de data aceasta. Așa, văd că se înțelege, s-a ajuns la înțelegere ce înseamnă a te dărui unei recuperări și unei munci de genul acesta și avem rezultate. Da, doctor, perioadele de recuperare înțeleg că sunt de lungă durată, dar perioadele de internare? 12 nopți înseamnă 13 zile, o internare pe diagnostice ne-neurologice, deci fără afecțiuni neurologice, putem să ajungem la 14 nopți, 15 zile, pentru formele neurologice. Deci avem o larghețe mai mare și corectă, mi se pare, ceea ce mai trebuie spus și ceea ce e foarte important. După ce s-a externat de la noi și îl chemăm, de obicei noi spunem, la sfârșitul cutării luni sau peste 2-3 luni, prezintă-te din nou, în contextul ăsta, el vine pe baza scrisorii medicale, fără trimitere de la medicul de familie. Și avem foarte multe astfel de cazuri. Deci, ni se permite ca după o perioadă de tratament să avem aceste reveniri la solicitarea noastră și a pacientului. Fără a deranja din nou medicul de familie, care odată și-a exprimat noțiunea de a ni-l trimite și noi l-am preluat în grija recuperării. Acolo au partea de hotelieră, deși cazare și masă, nu? Tot absolut. Beneficiază de absolut. Tot absolut. În condiții de restaurant, această cazare, deci se mănâncă la o cantină restaurant, se stă în camere 2 sau 3 persoane cu aer condiționat, cu frigider, cu televizor, cu tot. Toaletă proprie, nu? Absolut, absolut. Deci baie proprie, totul este, eu zic, de condiție foarte bună. Exact cum ar trebui să fie. Nu îndrăznesc să fac comparația. Da, da. Nu orice spital, că, da, uneori chestia asta ne acuză de lipsă de modestie, dar nu e lipsă de modestie. Păi adevărat. Nu, este realitate, pentru că am filmat și am văzut ce se întâmplă, ce se întâmplă acolo. Ați văzut cum se mănâncă și ați văzut, pacienții sunt foarte mulți. Au regim probabil și foarte mulți dintre ei. Avem un regim foarte diversificat, adică nu putem să fim ca o secție de interne sau de diabet. Pentru că e cazul. Ne străduim. Să aplicăm la fiecare cât putem de mult din tratamentele, din regimurile igienodietice. Dar și refuzați în perioada asta pentru că sunt ocupate toate locurile? Da. O să ajungem să triem și să refuzăm. Da. Deja se prevăd aceste treburi. Să sperăm că cu ajutorul lui Dumnezeu poate ne mai creștem capacitatea. Da, asta v-am să zic. Numai cu Dumnezeu trebuie să zicem și al familiei Cazacu, care să-i sănătoși, să aibă puterea de a investi. Deja am făcut și o terasă foarte frumoasă deasupra clădirii, pentru odihnă, pentru un mic așa, o mică ieșire în decor, pentru că se vede superb de acolo pe terasă toată împrejurimea. Dunărea și cu bulgarii avem observație. Așa, și ce să vă spunem, dorim să ne extindem, dar să nu o facem la modul brutal.
Am înțeles. Și dumneavoastră sunteți o persoană foarte carismatică, mă gândesc că discutați așa cu toți pacienții de dimineața până seara. De asta mi-am și făcut meseria asta, ca să discut cu pacienții. Vă întreabă, mă gândesc, nu? Da. Foarte, sunt extraordinar. Uneori vin cu niște întrebări pe care eu stau și mă gândesc, domne, dar eu de ce nu m-am gândit la treaba asta? Uh-huh. Adică, pur și simplu îmi fac o problematică, zic, uite, mai deștept un pacient, citesc, se documentează, au auzit. Vă întreabă, da. Da, da, ba mai am și măicuțe care vin și îmi spun, da, de ce nu-mi dai cu tare? Sau trebuie să explic patologic, uite, nu se poate că ai o tensiune mai mare, sau mă rog, ceva care este la referitor lor, la casă. Da. Dar sunt rare cazurile și, în general, noi ținem foarte mult ca să discutăm cu ei și când facem procedura. Uite, acum îți fac așa, vezi, aici trebuie să simți așa, adică să aibă ei un picuț de orientare în ceea ce facem noi. Excelent. Vă mulțumesc foarte mult, doamna doctor. Când ajung în Calafat, vin să vă vizitez. Da, de data asta nu ne mai rog. Nu, mai ales că aveți terasa, măcar să vin pe terasa. Da, se bea acolo un ceai. Un ceai, un juice. Un fresh, da? Un fresh, nu se mai discută de problemă. Vă așteptăm cu toată dragul. Așadar, Spitalul Top Med Buna Vestire din Calafat, la capacitate maximă, e vorba de probleme de recuperare pe care le aveți, fie la prescripția medicului de familie, a medicilor specialiști, dar și dacă reveniți la și a colaborărilor pe care noastră le aveți cu pacienții, îi așteptați cu drag, sunt convinsă de asta. Da. Și în această perioadă cred că există foarte multă lume care revine practic într-un astfel de loc, așa cum spuneați, chiar să-și facă un mic concediu și să îmbină partea de sănătate cu partea de divertisment. Este concediu terapeutic. Terapeutic. Vă rog să-l definim. Să-l definim, da, un concediu terapeutic. Mulțumesc, doamna doctor Mihaela Gorgan, directorul medical sau medicul șef al Spitalului Top Med Buna Vestire. Informații ca de fiecare dată noi primite de la reprezentanții acestui spital, care este singur în zonă și care atrage, așa cum spunea și dumneavoastră, chiar și de la munte, da, pacienți. Da. După scurtă pauză revenim la cafeaua de sâmbătă dimineața, rămâneți alături de noi. Lumea sănătății tale o găsești acum în farmaciile Mundofarm. Cele două farmacii situate pe calea București, una vis-a-vis de McDonald's și cealaltă deschisă non-stop lângă piața centrală, vă onorează toate rețetele, pentru că aici găsiți toate medicamentele de care aveți nevoie mai mult. Pensionarii pot beneficia de gratuități la anumite medicamente și produse pentru că în farmaciile Mundofarm în fiecare zi există oferte speciale. Mundofarm se gândește la sănătatea ta și îți oferă gratuit o dată pe lună un consult oftalmologic, dar și testul de osteoporoză. Programați-vă sunând la telefon 0771 058 806 sau 0722 289 074. Mundofarm, lumea sănătății tale. Promptitudine, siguranță, disciplină și o echipă de profesioniști. Toate acestea sunt asigurate pacienților care ajung la Prima Medical. Serviciile Centrului de Imagistică Prima Medical sunt realizate cu aparatură ultraperformantă și tehnologie de ultimă generație. Rezonanță magnetică, computer tomograf, radiologie, ecografie, sonoelastografie și litotriție. Acestea sunt realizate de specialiști foarte buni în domeniu, cadre medicale și universitare cu înaltă calificare. Programări la telefoanele 0251 315 654 sau 0749 070 713 sau la recepția centrului Prima Medical din strada Calea București numărul 99. Centrul de imagistică Prima Medical, parte din sistemul MedLife, o alternativă la sistemul public sanitar, își tratează pacienții cu afecțiune. Farmacia Cinara susține sănătatea ta și a familiei tale. Aici găsești medicamente cu sau fără prescripție medicală, medicamente în regim compensat și gratuit, medicamente prescrise prin programe naționale, suplimente nutritive, produse pentru mămici și copii, produse cosmetice și dermatocosmetice, echipamente medicale, produse tehnico-medicale, precum și medicamente preparate în laboratorul propriu al farmaciei. În farmacia noastră beneficiezi de reduceri prin cardul de fidelitate Cinara, dar și de oferte săptămânale și lunare. Personalul nostru calificat îți oferă sfaturi competente și utile pentru sănătatea ta și a familiei tale. Cinara, de peste 20 de ani, farmacia familiei tale. De peste 20 de ani, Cinara este farmacia ta și a familiei tale. De câte ori aveți nevoie, vă așteptăm la noi, pentru că ne pasă de sănătatea dumneavoastră.
Pentru orice eveniment există florările Iris, flori naturale, exotice și decorative, și cele mai frumoase aranjamente le găsești la florările Iris, situate pe Lipsca numărul 1 și în noua locație din strada Unirii numărul 89. Florările Iris asigură buchete și aranjamente florale pentru toate tipurile de evenimente, realizate cu pasiune, profesionalism și originalitate. Varietatea de produse, personalul tânăr și dinamic, experiența și gustul pentru frumos în a crea ocazii deosebite definesc și individualizează florările Iris. Drogheria Alșefa vă așteaptă zilnic cu super oferte la toată gama de suplimente, otisiuri și produse naturiste. În Drogheria Alșefa găsești produse pentru copii la cele mai mici prețuri din oraș. Lapte praf, cereale, Pampers, precum și produse dermatocosmetice pentru bebeluși, șampoane, creme și uleiuri de corp. În Drogheria Alșefa toate comenzile sunt onorate, pentru că sănătatea dumneavoastră și a copiilor dumneavoastră reprezintă prioritatea zero. Vă așteptăm în Bulevardul Nicolae Romanescu vis-a-vis de fostul Olas Prod. Drogheria Alșefa, pentru tine și copiii tăi. Pentru a arăta întotdeauna perfect, alege salonul de coafură Jeunesse. Stiliștii vă stau la dispoziție pentru a vă oferi tunsori moderne și coafuri stilizate, realizate cu produse profesionale. Salonul Jeunesse și-a impus numele oferind servicii de calitate, prestigiul reprezentând simbolul calității oferit tuturor clienților. Pentru ocaziile speciale din viața dumneavoastră, Jeunesse Decor vă realizează cele mai frumoase decoruri. Plăcerea de a vă oferi clipe de neuitat. Jeunesse Decor. Alege întotdeauna tinerețea. Vrei să mergi la cele mai renumite stațiuni balneare din țară, dar să nu părăsești Doljul? Spitalele Buna Vestire din Craiova și Calafat sunt singurele baze de tratament din județ care reunesc cele mai importante procedee balneare din România și oferă condiții ultramoderne de spitalizare continuă. De la împachetări cu parafină, mofete și băi cu nămol de techirghiol și de la băi galvanice la salinoterapie și laserterapie, aici găsiți toate procedeele întâlnite la stațiuni precum Amara, Buziaș, Vatra Dornei, Covazna sau Ognele Mari. Am auzit că se tratează foarte bine și m-am convins că într-adevăr așa este. Ne-am simțit foarte bine. Salariații care aveți la aparate și peste tot sunt nemaipomeniți, foarte drăguți, foarte serviabili. Tot la noi puteți beneficia și de laborator pentru recoltarea analize medicale, în contract cu Casa de Asigurări de Sănătate, precum și de radiologie, ecografie generală și EKG. Spitalul Buna Vestire din Calafat este singura bază de tratament din județ care dispune de bazin de recuperare cu apă pentru hidrokinetoterapie. Spitalele Buna Vestire din Craiova și Calafat. Condiții ultramoderne, profesionalism, costuri minime. Pentru informații suplimentare, contactați personalul nostru din cele două spitale. Craiova, strada Morii, numărul 33, telefon 0251 463 311 0769 050 736 și Calafat, Hotel Panoramic, telefon 0251 232 960 sau 0769 047 898. Proiectare și construcții peste 50 de ani de experiență. Suc Piesa produce la comandă din pal dublu melaminat și lemn, mobilier birotică, mobilier casnic, livinguri, dormitoare, bucătării și holuri. Societatea dispune de echipamente de ultimă generație, producție Germania și Italia. Suc Piesa produce la comandă și accesorii funcționale și ornamentale, unicat sau de serie, pentru interior și exterior, locuințe, birouri, hoteluri, restaurante, unități comerciale, unități de producție, centre de agrement și de cult. Pentru comenzi apelați la numărul de telefon 0742 130 153 sau la sediul societății din strada Calea București, numărul 129A. Suc PSA. Garanția noastră este calitatea. Inspecția tehnică periodică este obligatorie și timpul dumneavoastră este prețios.
Echipa Arad Craiova vine în întâmpinarea nevoilor dumneavoastră cu promptitudine și profesionalism, efectuând verificări pentru emisii poluante, sistem de frânare, mecanism direcție, sisteme iluminare, climatizare și vizualizare. Arad Craiova efectuează inspecții tehnice periodice la cele mai mici prețuri, începând cu 60 de lei, iar abonații Arad beneficiază de reducere de 10%. Ne găsiți zilnic în incinta Arad Craiova, strada Calea Severinului, numărul 23. Relații și programări la numărul de telefon 0772 148 933 sau prin e-mail radcraiovaoffice@yahoo.com. Domnișoarelor și domnilor, am revenit la cafeaua de sâmbătă dimineața. Alături de mine se află decanul baroului Dolj, domnul avocat Lucian Săuleanu. Bine ați venit, domnule decan. Bună dimineața, bine v-am găsit. Bem cafeaua de sâmbătă dimineața, de data aceasta, după alegeri. Așa știți, este, da. am băut cafeaua înainte de a fi candidat la primărie. Am fost eu un pic sceptică, dar mi-ați răsturnat un pic, să zicem, pronosticul, pentru că ați ieșit pe locul 3, nu? Locul 3, da. Da? Ca independent? Da. Da, a fost un rezultat foarte bun. Foarte m-a bun, da. Și, de fapt, nu cred că ar trebui să ne surprindă. Aceasta este, până la urmă, e opinia trendul, și nu? Exact, uh-huh. A craiovenilor și, în general, a celor care, într-un fel sau în altul, nu mai cred în politicieni sau cel puțin în partidele. Asta îmi spuneați atunci în emisiune și nu am crezut asta. Da. De fapt, da. Se întâmplă asta. Oamenii cred din ce în ce mai mult în oameni și nu în partide sau încearcă să creadă asta. E o realitate și e normal. La momentul respectiv, chiar v-am spus, dacă există într-adevăr și există diferențe între alegerile parlamentare și cele locale, este clar că la cele din urmă contează mai mult persoana. Uh-huh. Este cert că partidele și politicienii trec printr-o criză, da. O criză și de identitate, dar și până la urmă de încredere, pentru că partidele în sine nu sunt un rău, da? Dar și sunt necesare ca atare, orice democrație normal, funcționează da. Prin partide, cu ajutorul partidelor. Păcatul mare, zic eu, este acel al politicienilor. Mulți dintre ei vor dispărea pentru că au anumite scheme și modalități care până la urmă inhibă, până la urmă, inițiativa, responsabilitatea, adică nu aduc ceva nou, ci pur și simplu, repet, încearcă să conserve această putere, iar oamenii au observat pentru că este, sau constatăm și o oboseală a democrației sau a noastră în democrație, uh-huh. Și acești 20 ceva de ani ne-au dus la acest moment în care cred că oamenii doresc să, ca politicienii, fie noi, fie vechi, să nu mai insiste pe dezbateri politice inutile, ci să ajungă la realitate, să se da, confrunte cu realitatea. Dar contează notorietatea într-un astfel de proiect? Este esențială notorietatea. Este esențială, este esențială, da. Uh-huh. Este esențială. Dar, practic, partea cealaltă, probabil, craiovenii nu mai suportă, dar aceea de a se veni, a veni cu promisiuni, da, care din păcate și nu mai craiovenii, în general electoratul din România, de a veni cu promisiuni și de a nu fi dusă la bun sfârșit. Nici măcar nu mai este în această fază a promisiunilor și aș vrea să ne aducem aminte, căci acum putem să discutăm, da? Anume că majoritatea candidaților au refuzat dezbaterea. Pro-democrația a vrut să organizeze în Craiova, da? Și în afară de mine, care am și fost la o astfel de întâlnire, ceilalți nu și-au dat interesul, ba, au refuzat. Mai mult, parte din ei nici măcar nu s-au dus personal atunci când au avut timp de antenă, de emisie, ci au trimis reprezentanți. Dar de ce credeți că fac asta? Pur și simplu o lipsă de dezinteres și de apreciere, cred că până la urmă, pentru modul în care, da. Aprecierea electoratului, propriul electorat. Și cred eu că ajută foarte mult sau este urmarea unei atitudine confortabil, da? Dacă ai, uh-huh, un partid confortabil, ai anumite... Nu, de ce să mă mai duc oricum câștig, exact, da? Exact, deci, uh-huh, cu alte cuvinte, schemele de dinainte sau modalitățile de calcul... Da, dar nu tot timpul funcționează. Nu funcționează, dovadă că USR-ul și ALDE a luat sub mine ca atare, uh-huh, ceea ce spune până la urmă multe lucruri. Una peste alta, repet, craiovenii în general și în alegeri locale în general de alegătorii doresc să mizeze mai mult pe persoană, dar atâta vreme cât
mass media nu reușește, urmarea, ce v-am spus mai înainte, să poată să compare, normal că și rezultatul de multe ori nu este cel dorit, iar participarea redusă ar trebui să fie punctul de plecare în analiza tuturor partidelor. Și eu nu am auzit pe cineva, președinți de partid, să-și pună cenușa în cap, să spunem și să spună ne pare rău craioveni, este urmarea dezinteresului nostru, atitudinii noastre de ani. Nu o să zic asta, vă dați seama. Nu o să zic. Ce vreau să punctez este că, cel puțin în viziunea mea, trebuie să se termine cu această, să spunem, lipsă de activitate între campanii, pentru că un alt neajuns este acesta. Politicienii vin și își fac campanie doar în perioada campaniei. Da, unii dintre ei. Are o logică, dar activitatea de, zic eu, că ar trebui să fie desfășurată pe toți cei 4 ani sau 3 ani, depinde de la caz la caz, cum avem acum un mandat mai scurt, în care toți politicienii și toate partidele ar trebui să fie prezente prin acțiuni, prin activități, să facă o opoziție sau să facă o administrație coerentă, nu să se trezească în campanie și numai atunci să vină cu acele oferte electorale care, din păcate, se observă că sunt construite în acel moment. Nu, trebuie continuitate. Bun, ați decis după toată această experiență să intrați sau să încercați să explicați electoratului că există o grupare sau, mă rog, va fi de aici încolo o acțiune pe care dumneavoastră o să o sprijiniți, ba mai mult să o conduceți. Dar ce înseamnă ARC? E adevărat, această asociație, acronimul este ARC, Acțiunea pentru Renașterea Craiovei, se dorește o alternativă, o alternativă locală viabilă, serioasă, spunem noi, cu scopul, în primul rând, de a conserva ceea ce s-a făcut în această mică, să spunem, campanie, în această perioadă, să conservăm până la urmă și să ținem la oaltă toți susținătorii noștri, pentru că am avut, este clar că atunci când primești 6.000 de voturi, cu alte cuvinte, tu trebuie să întorci acelor oameni în această perioadă, să întorci un efort mult mai mare. Adică, domnule, nu facem, nu ne culcăm, nu, da? Nu, rămâne nu, să, nu. Nu, pentru că rămâne să continuăm. Dintr-un început am precizat că scopul meu nu este în sine să ajung la primărie. Nu, ăsta este scopul. Scopul este în primul rând de a încerca să aduci în spațiu public alte idei, alte proiecte, alți oameni. Pentru că partidele, până la urmă, frânează, cum spuneam mai înainte, acest val de oameni noi, oameni tineri, oameni cu idei, cu inovație. De ce? Pentru că... Da, segmentul ăsta pe care dumneavoastră îl reprezentați vine la vot? Vine la vot. Vine la vot pentru că este în interesul lui, al lor, dar ce trebuie văzut? Culpa nu trebuie căutată la alegători. Nu, vina. Nu vin pentru că nu-și dau interesul. Nu, este invers, aș spune. Politicienii nu sunt capabili, cei care intră în cursă electorală, chiar și ca independenți, nu sunt capabili să ofere teme suficiente, cum am spus, pe 3-4 ani de zile, așa încât să vadă că merită acel proiect. Și atunci această asociație unde suntem deja un grup consistent și printre care s-au alăturat și Dan Chirciu. Da, am vorbit cu dumneavoastră în emisiune. Da, s-au alăturat mai mulți colegi, ceea ce mă face care nu mai fac politică, au ieșit niște formațiuni politice, nu? Da, pentru că mai toți au fost la un moment dat în partide de dreapta, dar nu cred că acest lucru este important. De exemplu, inclusiv Horațiu Buzatu a fost în PNL. Da. N-aș pune în această adică matrice. Adică n-ar conta faptul că a fost sau nu într-un partid. Nu contează, pentru că nu este un păcat în sine dacă ai fost într-un partid și nu este niciun avantaj dacă niciodată n-ai făcut politică. Important este să fii credibil, să vii cu o informație și, în primul rând, să ai cu un bagaj de cunoștințe dobândit în propria ta profesie, așa încât, repet, această încredere, pentru că rămân la această idee, notorietatea se formează pe baza încrederii. O pierzi foarte repede și am văzut cu toții nenumărate cazuri. Cazuri în care notorietatea se creează foarte ușor, dar care nu are un fundament solid. Da, păi mai multe tipuri notorietate, vă dați seama. Corect. Situație în care, repet, această asociație își propune să conserve rezultatul, să monitorizeze, să reprezinte o alternativă, în primul rând, reală de opoziție, pentru că nu vrem doar o opoziție care să se rezume și acțiuni care să se rezume doar la critici. Iar un lucru foarte clar și, până la urmă, eu încerc să înlătur
și ceea ce fac zi de zi, să în niciun fel să folosesc din strategiile politicienilor sau partidelor. Adică, cu alte cuvinte, dacă îmi doresc ceva, îmi doresc o gândire pozitivă cu proiecte care să, cu soluții. Adică prea mulți fac opoziție și prea mulți doar sunt cârcotași, ca să folosesc așa un cuvânt poate neacademic, dar suficient de sugestiv, așa încât nu încearcă să construiască. Echipa la care am făcut referire și cei câțiva zeci de colegi membri ai ARC-ului și-au propus acest și-au propus cu toți acest lucru. Anume, da, trebuie să veniți cu lucruri concrete. Concret, asta și o să facem de la 1 septembrie, acest lucru ne propunem. Adică pot să vin cu o critică, da, și să vin și cu o soluție. Doi, vreau cu o monitorizare constantă. Vă dau niște exemple foarte clare pe transparență decizională. Primăria Craiova este prin cele mai deficitare instituții publice locale sub acest aspect. De ce? Pentru că nu vrea să comunice. Deja acum am atacat împreună cu Pro-Democrația două din hotărârile de Consiliu Local. Da? Nu doar că îmi doresc acest lucru doar de a ataca și a fi prezent în spațiu public, ci pur și simplu și cei din administrație trebuie să înțeleagă doleanțele, nu, până la urmă, și să înțeleagă anumite critici. Critica în sine este bună, repetă, măsura în care și poate oferă rezolva multe probleme, normal. Da, normal. Ești la sumă la un moment dat. Da, normal că eu sunt foarte supărat când văd după alegeri că primăria este condusă prin delegare, nu în mod direct. Și lucrul acesta o să facem un material, pentru că puterile ordonatorului principal ca atare, atribuțiile, au fost delegate, ceea ce nu este normal. Delegarea o faci doar pe o perioadă scurtă și doar către un alt ales, nu către directorul unei direcții ca atare, să spunem, da? E, genul acesta de atitudine, normal că pe noi ne vatămă și ne mulțumește, pentru că nu este o abordare serioasă, transparentă. Să vă dau un exemplu. Chiar acum se află în dezbatere și pe site-ul Primăriei Craiova un proiect de hotărâre cu privire la alocarea de sume din bugetul local pentru diverse proiecte depuse de asociații neguvernamentale. Da? Bun, primăria își dorește acest lucru și este un lucru foarte important. Dar haideți să ne uităm, de exemplu, tot acum, dacă astăzi am deschis de site-ul Primăriei Cluj, o să vedeți același proiect ca atare, dar abordat altfel, anume bugetare participativă. Adică s-a dat posibilitatea tuturor clujenilor să depună proiecte și deja sunt vreo 150 de proiecte. Așa. Până la o sumă de 150.000 de euro. Ele ca atare vor fi selecționate acum 20-21 august și vor fi votate de clujeni pe diverse categorii. Aceasta este cea mai bună. De votate de clujeni online, nu? Da, online. Da. Online sau cei care au nevoie de consiliere. Vă dați seama că sunt foarte obișnuiți clujenii cu genul ăsta de... Nu asta punem problema. Altceva. Modalitatea în sine contează foarte mult. Cum acum comunici, abordat, da. Cum abordezi problema, cum vrei tu, de fapt, să ai un feedback, să vezi ce vor craiovenii ca atare sau clujenii. Cu alte cuvinte, nu stau să mă îngrop într-un proiect ca atare și să dau la câteva asociații, zic eu, unele dintre ele privilegiate. Rămâne de văzut în ce măsură sau nu, atâta vreme cât tu nu ai transparență. De ce să nu facem invers? Să spunem, uite, nu neapărat asociațiile, poate alții vin cu altă idee. În primul rând, că în felul acesta vezi o... Nu știu, da. Și vezi o hartă. Dacă o să intrați pe site-ul Primăriei Cluj, o să vedeți despre ce vorbesc. Pe lângă o grafică și o transparență totală și foarte ușor de lucrat pe respectivul proiect, este în sine ideea aceasta de respect. Eu vă respect pe voi, puteți să-mi propuneți orice, nu numai că vom face un filtru, dar cei care vor filtra, tot voi veți fi, printr-un vot ca atare. Sunt niște filtre și niște mecanisme care te duc într-o zonă de normalitate. Și până la urmă și confortul primăriei Cluj, da, sau a oricărei primării. Dom'le, până la urmă ați decis voi, dar nu e decizia mea, la un moment dat acuzând, putând să acuz de subiectivism sau privilegiu pe care îl oferă unor anumite persoane fizice. Ce am zis mai înainte. Lași inițiativă liberă, inovație, nu mai cheltuiel, pentru că toți ceilalți 100, 150, 200 singuri își fac proiectele, tu deja le preiei ca atare, nu mai stai tu cu tot aparatul tău administrativ să gândești astfel de proiecte. Asta ce înseamnă? Înseamnă în primul rând că în general locuitorii și craiovenii de asemenea, dar și în alte orașe, își doresc transparență. De ce? Pentru că vor să vadă, să nu mai există acel dubiu. Da? Trebuie să scape. Nu trebuie noi, alegătorii,
să facem acest lucru, ci ei, cei care conduc de ani și zeci de ani de zile, ei sunt cei care trebuie să reformeze. Și cu alte cuvinte, ei trebuie să fie cei care să arate ce? Că există transparență, că nu se mai direcționează și atunci ori de câte ori vezi de fapt obstacole, lipsă de comunicare, nu vezi nimic pe site-uri, da? Deci opacitate pe bună dreptate te duce la o insatisfacție ta ca și craiovan, care îți spune, dar de ce trebuia, eu știu, Aicuza să fie spartă toată, că era foarte bine și uite, mai erau 5 străzi necesare, dau un exemplu banal, da? E pentru necesar. Aicuza, în da. Măsura în care aveai o comunicare dinainte, transparență totală, organizai sau, exact cum am spus, preluai de fapt de la craioveni diverse inițiative, atunci, practic, această, să spunem, presiune nu mai există pe administrație. Până la urmă, ești într-un oraș, trebuie să trăiești frumos într-un oraș, fără să te stresezi și până la urmă trebuie din această comunitate să răzbată toate. Bine, soluția. Orașele sunt diferite, clar, și ca mentalitate, și ca educație, și ca investiție, și până la urmă și ca și conducere politică. Da, dar bunul simț este unul singur. Da, bunul simț este unul singur, sunt de acord cu dumneavoastră. Dar acum... Și politicienii trebuie să aibă bun simț, nu? Asta și nu cei știu. Care conduc, nu? Da, asta politician și bun simț sună... Se exclud? Da. Sună un pic ciudat, da. Problema este că de fiecare dată venim cu continuarea proiectelor. Nu vedem, apropo de candidați noi, de formațiuni noi, de asociații, de organizații, cu un proiect, nu știu, un proiect al Craiovei, în care craioveanu să știe foarte clar ceea ce îi se va întâmpla în condițiile în care persoana respectivă va conduce orașul. Tot timpul vom continua, vom face. Așa vom... este. Nu întâmplător această asociație încearcă să adune la oaltă proiectele celorlalți. Adică mă refer la Dan Chirciu, la Horaciu Buzatu, proiectul meu care a fost acum, pentru că trebuie să recunoaștem un lucru. Nu poți să faci de pe o lună pe alta, nu poți să inventezi un politician chiar și la nivel local, un viitor primar în câteva luni de zile. Este un parcurs, din păcate, mai toate partidele cu 2-3 luni de zile înainte și aduc aminte cine ar fi bun. Iau da, un individ da, da. Care și, o nebunie, și bun. Da. Ceea ce este greșit. Cu alte cuvinte, trebuie să pornim tot de la a construi. Și acest lucru vrem noi de altfel prin această asociație. Toate aceste proiecte, că au fost proiectele lui Dan Chirciu, că au fost ale lui Horaciu Buzatu, că au fost ale mele, echipa să continue toate aceste proiecte, ca mergând 3 ani de zile să vii să oferi ceva pertinent, pentru că de acest lucru discutăm. Pe de altă parte, este foarte important dacă ai avut niște critici în campanie, da, ai avut la un moment dat anumite opinii, și vă dau exemplu opiniile mele cu privire la groapa de gunoi, sau cele cu privire la Cozlodui, sau, eu știu, alte lucruri importante, aceste lucruri trebuie să le continuăm. Pentru că nu este normal, de exemplu... Dar știți că le conștientizăm decât dacă ni se întâmplă ceva rău, adică... Da, dar este, repet, obligația celor care vor să participe la această viață politică sau, să spunem, în comunitate. Dumnezeu, să noi le... Noi nu suntem obișnuiți cu dezbaterea publică, noi suntem obișnuiți cu comunicarea, cu participarea. Dar ni se pare că vin unii și vorbesc și ne plictisesc. Da, nu suntem obișnuiți cu asta. Nu suntem obișnuiți pentru că nu am avut așa ceva. Nu am avut, nu s-a organizat sau dacă s-a organizat doar să fie bifate, da, în sensul legii 52, da, pe 2003, astfel de acțiuni. Da. Politicienii preferă, după alegeri, cum am spus, să nu mai comunice. Nu mai, decât Gazeta de Sud, dacă mi-au aminte, acum vreo 4-5 ani a avut un proiect de genul acesta în fiecare cartier, chiar în perioada dintre alegeri, să culeagă, da, să aibă vocea contact. Cartierului, da. Vocea cartierului. Eu v-aș spune altceva, anume că trebuie să obișnuiască și craiovenii să se implice mai mult în acțiunile acestea civice, în voluntariat, atâta vreme cât poți să adun la oaltă. Dar oaltă. Mai avem o șansă, poate îi convingeți pe studenții dumneavoastră. Da, sunt să știți că am avut o reacție foarte frumoasă din partea lor, în sensul că au venit zeci de, mai ales de la Drept și ISE, la Drept e de înțeles o dată ce sunt profesor acolo, dar și de la ISE. Și unul din obiectivele inițiale ale asociației, și deja avem vreo 2-3 implicarea lor. De aceea, de exemplu, în septembrie ne-am propus să facem un fel de școală de toamnă în care să invităm câțiva
Mă bucur că există numai școli de vară în România. Nu, facem și de toamnă. Iar cea de toamnă ne-am propus undeva în luna octombrie să aducem câțiva speakeri politicieni, dar de altă natură. De altă natură, da. La care să vină sau chiar teoreticieni, care profesori. Care să reprezinte modele pentru ei. Modele și care să le arate că politica este frumoasă, că ea ca atare poate să ducă la un moment dat la rezultate bune, că este vorba până la urmă de traiul nostru de zi cu zi. Este important să poți să generezi o astfel de idee, pentru că tinerii cu atât mai mult nu sunt atrași, da? de a veni dar la vot. Dar și dacă le place, ei sunt un vector foarte bun. Da, pentru că până la urmă tinerii și procentual ocupă atare în statisticile naționale, segmentul acesta 18, să zicem, până la 30 de ani, deci un rol destul de important. Ce trebuie să facem? Trebuie să identificăm soluții. Iar eu vreau să am aceste soluții. Școala aceasta de toamnă, chiar m-am gândit să-i pun numele Constantin Argetoianu, tot cu scopul de a readuce memoria craiovenilor mari politicieni. De exemplu, Constantin Argetoianu a fost chiar prim-ministru, ministru mai multe guverne, a fost în Partidul Național Liberal, dar nu este acest lucru important, și faptul că am avut politicieni de marcă, de clasă. Următoarea să fie Nicolae Romanescu. M-am gândit, dar este deja un nume care s-a lipit pe alte proiecte legate de urmă. Este un nume și m-am gândit, el este normal că e reprezentativ ca primar al Craiovei. Puțin știu ce, anume că el a fost de fapt deputat în vreo 5-6 rânduri, chiar și în modul lui de organizare, la fiecare 4 ani, de altfel editura Aius a publicat o parte din cuvântările sale, făcea cât un raport către craioveni, chiar așa îl numea, către alegătorii craioveni. Și acolo spunea ce a făcut pe cei 4 ani. Iată ce făceau la începutul, la 1900-1910. Dar știți că a fost și blestemat în viața publică de către văduve că a făcut parcul pe mormintele, Și a plecat la Paris, s-a liniștit totul și s-a întors. Și acum avem parcul Romanescu. Da. Așa e, sunt multe povești, important este rezultatul. Ceea ce rămâne... Peste ani de zile, faptul că ești apreciat, nu? Da, pentru că trebuie să trecem la un alt nivel. Și hai să vă dau exemplu cu Aqua Parkul. Ați fost? Am fost chiar cu copilul luni. Așa. Repet, nu sunt genul să critic doar așa ca... Pur și simplu trebuie să, ca strategie, trebuie să nu mai folosim această, se numește ea strategia tomberon, pur și simplu să bagi orice proiecte, nu contează, bune, rele, luăm fonduri, facem proiecte. Trebuie să începem ușor să gândim pe termen lung. Nu s-a rezolvat absolut nimic, pur și simplu nu am putut luni când m-am dus acolo, cred că 14 august, așa. Nu am putut să stau pentru că a început să bată vântul. Și bineînțeles, era un miros foarte, foarte puternic. Deci este real asta? Eu n-am ajuns. Nu, este deci testat. Adică nu e doar și în general am încercat, inclusiv în campanie, dacă am avut o opinie, întâi să o testez eu, nu să mă iau după cineva, sau chiar dacă mi s-a dat informația, să mă duc eu să deci văd cu ochii mei. Vestimențial. Nu se poate. Văd, asta e în proximitate. Da. Și atunci întrebarea mea este, de ce cheltuim milioane, zeci de milioane de euro pe una? Puteam să le cheltuim, dar în altă zonă. Da, în altă zonă. Și au fost alte posibilități. Doi, nu trebuie și primăria să facă din astfel de obiective o afacere. Trebuie să câștige până la urmă ca atare pe termen lung. Ori în sine proximitatea, și de aceea revin la ideea inițială, anume cea a mutării gropii de gunoi, este foarte importantă. Da. Mutându-o ca atare rezolviată și problema acelui parc și Aqua Parkului, dai într-adevăr locul cuvenit și să poată să stea până la urmă craiovenii acolo. Să te relaxezi, normal. Exact. Da? Și doi, că rezolvăm această problemă legată de sănătatea publică. Da, aia cu groapa este, știți, sunt discuții interminabile. Am cerut astăzi, de exemplu, am cerut pe legea 544, am cerut contractul. Vreau și eu să văd contractul acela cu Ecosud. A, dar fiind și avocat, poate iluminați. Sunt curios, în primul rând, este foarte important de ce acest contract până la urmă nu a fost arătat. Deci, cred eu că trebuie până la urmă nu există impedimente. Știți că s-a aruncat pisica dintr-o parte în alta, au fost 7000 de comentarii, de discuții, dar este interesant dacă veți... Vreau și probabil veți putea face o dezbatere publică sau, mă rog, o discuție vis-a-vis de ceea ce se întâmplă acolo. Deocamdată vreau să-l văd și eu de ce ne leagă atât de mult și care ar fi soluțiile și ce ar trebui să facă inclusiv Consiliul Județean pentru asta. Adică cam acesta este și rolul Arcului și a celorlalte asociații, să intre în această competiție, oferind niște soluții, veghind, până la urmă, că e important să știe și cei din administrația publică locală
despre existența unor astfel de persoane care monitorizează, care își doresc, care până la urmă încearcă să verifice legalitatea actelor lor ca atare. Că cineva, nu numai justiția, că justiția are până rolul acolo, ei. Da. Rolul, cred că mai important, este al nostru, al craiovenilor, al asociațiilor, nu, implicându-se în acest astfel de acte de civism, de voluntariat, să creeze o presiune cu efecte bune, benefice. Exact ce vă spuneam înainte de a candida la funcția de primar, dar un avocat, da, primar, rezolvă lucrurile mai bine din punctul ăsta de vedere. Da, responsabilitatea, da, ar fi căzut toată pe umerii dumneavoastră. Da, pentru că se zice de fiecare dată, dom'le, da, primarul, stai puțin, că nu e avocat, nu știe ce semnează sau a semnat și n-a știut și a chemat juriștii și a chemat avocații. La dumneavoastră nu se mai poate spune chestia asta. Ar fi, evident, mult mai ușor. Chiar să fac o paranteză apropo de transparență și sper să văd transparență în perioada următoare, apropo de juriști și apropo de delegare. Așa. Primăria avea un obicei bun acum vreo 10-15 ani, nu știu dacă primarii, primăria sau cei care erau prin, așa, acele direcții, când se dădea se scotea la concurs un post, exemplu, așa, de jurist, invitau în comisiile, ca din comisiile respective să facă parte și profesori de la drept. Chiar eu am fost, da, la vreo 2-3. Acum am uitat, în ultimii ani, de vreo 7-8-9 ani, nu ne-am mai chemat. Uh-huh. De ce? De ce comisiile, și mă refer la toate posturile, nu se organizează cu persoane în afară? Într-adevăr, legea permite acest lucru. Permite. Nu? Uh-huh. Dar cu atât mai mult ar fi pentru tine un element de transparență, de seriozitate, de a te îndepărta de această poziție a tuturor nouă. Se scoate un loc la concurs, toate sunt deja aranjate. Da, poate nu. Poate nu, poate da, dar tu ai rezolvat problema din start dacă din comisia respectivă, cum este, de exemplu, în cazul profesorilor universitari. Ai un concurs, trebuie să iei obligatoriu majoritatea, 3 din 5, să fie din afara universității. Uh-huh, uh-huh. Și aici ar fi logic la fel. Din 3 oameni, nu, dacă ai o comisie de 3 pentru evaluare, în primul rând că în felul acesta, repet, ai oferit încredere și ai lăsat să vină oameni să se înscrie, nu, cu gândul acesta, oameni bine pregătiți. Orice se întâmplă în realitate, majoritatea nici nu vin la concurs pentru că spun... Dacă de la ideea, da, e deja aranjat postul, da. Un exemplu, mm-hmm, deci, de transparență, dacă vrei să schimbi ceva, pornește de la zero, pur și simplu de la modul de angajare. Ori ceea ce spun foarte mult, spun nu, primăriile și în general administrațiile sunt folosite și inclusiv regiile și companiile pentru a se oferi posturi sau avantaje din partid. Da. De fapt, acesta este motorul partidelor, că oferă ceva, de aceea candidații independenți nu prea au șanse. Nu că prea au șanse, da, am înțeles, da. Ei, lăsați că se găsesc și la noastră câțiva așa care să vă ceară un post, sunt convinsă de asta. Mulțumesc foarte mult. Ne revedem și cu alte ocazii. Deci ARC este un nou proiect pe care îl veți coordona alături de cei menționați, da, puțin mai devreme, alături de, mă rog, proiecte noi și transparență decizională, spuneți dumneavoastră, din partea instituțiilor publice și până la urmă și din partea dumneavoastră ca și președinte al arcului, da? Pentru că înseamnă renașterea Craiovei, adică un nou început, să zicem. Da, e sugestiv, dar nu întâmplător am ales acest nume. Pentru noi trebuie să existe și există, cel puțin în mintea mea și a colegilor, această dorință de redefinire, de regândire, de reconstrucție, pentru că, până la urmă, motorul nostru, al oamenilor, este acesta de a gândi pozitiv, de a atinge niște scopuri. Și atunci trebuie să tot timpul să fii bucuros că ai un proiect în derulare și că trebuie să-l atingi. Altfel, nu rămâi decât în această stare de lucruri de vegetativă, să-i spunem. Mm-hmm. Și așteptăm să ne invitați la școala de toamnă, alături de cei mai buni speaker din România și de studenții dumneavoastră. Până la urmă, ideile lor și întrebările adresate sunt convinsă că vor fi preluate într-un fel sau altul în proiectul pe care îl coordonați alături de ceilalți colegi ai dumneavoastră, pentru că tinerii de foarte multe ori sunt mult mai sinceri și spun lucrurilor pe nume mai mult decât noi adulții. Mulțumesc foarte mult! Și eu vă mulțumesc! Doamnelor, domnișoarelor și domnilor, alături de mine, avocatul Lucian Săuleanu, profesor universitar de altfel și decanul baroului Dolj. Știți foarte bine, a candidat pentru funcția de primar și a ieșit pe locul 3 ca și independent. Acum continuă un proiect alături de alți, să zicem, reprezentanți din politica doljană. Unii dintre ei mai sunt, alții nu, în partide politice. ARC, Asociația Renașterea Craiovei. După o scurtă pauză ne revedem cu un alt invitat. Rămâneți alături de noi.
Lumea Sănătății Tale o găsește acum în farmaciile Mondofarm, cele două farmacii situate pe calea București, una vis-a-vis de McDonald's și cealaltă deschisă non-stop lângă piața centrală, vă onorează toate rețetele, pentru că aici găsiți toate medicamentele de care aveți nevoie mai mult. Pensionarii pot beneficia de gratuități la anumite medicamente și produse pentru că în farmaciile Mondofarm în fiecare zi există oferte speciale. Mondofarm se gândește la sănătatea ta și îți oferă gratuit o dată pe lună un consult oftalmologic, dar și testul de osteoporoză. Programați-vă sunând la telefon 0771 058 806 sau 0722 289 074. Mondofarm, lumea sănătății tale. Promptitudine, siguranță, disciplină și o echipă de profesioniști. Toate acestea sunt asigurate pacienților care ajung la Prima Medical. Serviciile Centrului de Imagistică Prima Medical sunt realizate cu aparatură ultraperformantă și tehnologie de ultimă generație. Rezonanță magnetică, computer tomograf, radiologie, ecografie, sonoelastografie și litotriție. Acestea sunt realizate de specialiști foarte buni în domeniu, cadre medicale și universitare cu înaltă calificare. Programări la telefoanele 0251 315 654 sau 0749 070 713 sau la recepția Centrului Prima Medical din strada Calea București, numărul 99. Centrul de Imagistică Prima Medical, parte din sistemul MedLife, o alternativă la sistemul public sanitar, își tratează pacienții cu afecțiune. Farmacia Cinara susține sănătatea ta și a familiei tale. Aici găsești medicamente cu sau fără prescripție medicală, medicamente în regim compensat și gratuit, medicamente prescrise prin programe naționale, suplimente nutritive, produse pentru mămici și copii, produse cosmetice și dermatocosmetice, echipamente medicale, produse tehnico-medicale, precum și medicamente preparate în laboratorul propriu al farmaciei. În farmacia noastră beneficiezi de reduceri prin cardul de fidelitate Cinara, dar și de oferte săptămânale și lunare. Personalul nostru calificat îți oferă sfaturi competente și utile pentru sănătatea ta și a familiei tale. Cinara, de peste 20 de ani, farmacia familiei tale. De peste 20 de ani, Cinara este farmacia ta și a familiei tale. De câte ori aveți nevoie, vă așteptăm la noi, pentru că ne pasă de sănătatea dumneavoastră. Pentru orice eveniment există florările Iris, flori naturale, exotice și decorative, și cele mai frumoase aranjamente le găsești la florările Iris, situate pe Lipsca, numărul 1 și în noua locație din strada Unirii, numărul 89. Florările Iris asigură buchete și aranjamente florale pentru toate tipurile de evenimente, realizate cu pasiune, profesionalism și originalitate. Varietatea de produse, personalul tânăr și dinamic, experiența și gustul pentru frumos în a crea ocazii deosebite definesc și individualizează florările Iris. Drogheria Alșefa vă așteaptă zilnic cu super oferte la toată gama de suplimente, OTC-uri și produse naturiste. În Drogheria Alșefa găsești produse pentru copii la cele mai mici prețuri din oraș. Lapte praf, cereale, Pampers, precum și produse dermatocosmetice pentru bebeluși, șampoane, creme și uleiuri de corp. În Drogheria Alșefa toate comenzile sunt onorate, pentru că sănătatea dumneavoastră și a copiilor dumneavoastră reprezintă prioritatea zero. Vă așteptăm în Bulevardul Nicolae Romanescu vis-a-vis de fostul Olas Prod. Drogheria Alșefa, pentru tine și copiii tăi. Pentru a arăta întotdeauna perfect, alege salonul de coafură Jeunes. Stiliștii vă stau la dispoziție pentru a vă oferi tunsori moderne și coafuri stilizate, realizate cu produse profesionale. Salonul Jeunes și-a impus numele oferind servicii de calitate, prestigiul reprezentând simbolul calității oferit tuturor clienților. Pentru ocaziile speciale din viața dumneavoastră, Jeunes Decor vă realizează cele mai frumoase decoruri. Plăcerea de a vă oferi clipe de neuitat. Jeunes Decor. Alege întotdeauna tinerețea.
Vrei să mergi la cele mai renumite stațiuni balneare din țară, dar să nu părăsești Doljul? Spitalele Buna Vestire din Craiova și Calafat sunt singurele baze de tratament din județ care reunesc cele mai importante procedee balneare din România și oferă condiții ultramoderne de spitalizare continuă. De la împachetări cu parafină, mofete și băi cu nămol de techirghiol și de la băi galvanice la salinoterapie și laserterapie, aici găsiți toate procedeele întâlnite la stațiuni precum Amara, Buzia și Vatra Dornei, Covazna sau Ognele Mari. Am auzit că se tratează foarte bine și m-am convins că într-adevăr așa este. Ne-am simțit foarte bine. Salariații care aveți la aparate și peste tot sunt nemaipomeniți, foarte drăguți, foarte serviabili. Tot la noi puteți beneficia și de laborator pentru recoltarea analize medicale, în contract cu Casa de Asigurări de Sănătate, precum și de radiologie, ecografie generală și EKG. Spitalul Buna Vestire din Calafat este singura bază de tratament din județ care dispune de bazin de recuperare cu apă pentru hidrokinetoterapie. Spitalele Buna Vestire din Craiova și Calafat. Condiții ultramoderne, profesionalism, costuri minime. Pentru informații suplimentare, contactați personalul nostru din cele două spitale. Craiova, Strada Morii, numărul 33, telefon 0251-467-3111-0769-050-736 și Calafat, Hotel Panoramic, telefon 0251-232-960 sau 0769-047-898. Proiectare și construcții peste 50 de ani de experiență. Suc Piesa produce la comandă din pal dublu melaminat și lemn, mobilier birotică, mobilier casnic, livinguri, dormitoare, bucătării și holuri. Societatea dispune de echipamente de ultimă generație, producție Germania și Italia. Suc Piesa produce la comandă și accesorii funcționale și ornamentale, unicat sau de serie, pentru interior și exterior, locuințe, birouri, hoteluri, restaurante, unități comerciale, unități de producție, centre de agrement și de cult. Pentru comenzi apelați la numărul de telefon 0742 130 153 sau la sediul societății din strada Calea București, numărul 129A. Suc Piesa. Garanția noastră este calitatea. Inspecția tehnică periodică este obligatorie și timpul dumneavoastră este prețios. Echipa RAD Craiova vine în întâmpinarea nevoilor dumneavoastră cu promptitudine și profesionalism, efectuând verificări pentru emisii poluante, sistem de frânare, mecanism direcție, sisteme iluminare, climatizare și vizualizare. RAD Craiova efectuează inspecții tehnice periodice la cele mai mici prețuri, începând cu 60 de lei, iar abonații RAD beneficiază de reducere de 10%. Ne găsiți zilnic în incinta RAD Craiova, strada Calea Severinului, numărul 23. Relații și programări la numărul de telefon 0772 148 933 sau prin e-mail radcraiovaoffice@yahoo.com. Am revenit la cafea de sâmbătă dimineața, doamnelor, domnișoarelor și domnilor. Alături de mine se află o persoană foarte dragă, atât mie cât și dumneavoastră și mai ales copilul dumneavoastră. Doamna Adriana Teodorescu este directorul Teatrului Colibri și ce poate fi mai frumos decât atunci când nu găsești loc de parcare, strada e ocupată de păpuși. Da, că nu era destul de ranj în Craiova. Noi punem capac, suntem, nu știu, frișca de pe tort. Am nu știu înțeles, cum. Da. Sau căpșuna, nu? Bine ați venit la cafea de sâmbătă. Bună ca întotdeauna. Cafeaua și sâmbăta la Lege TV. Da. Sper să fie bună pentru toți care venim, pentru că așa cum spuneam, Puppets Occupy Street, stat în stat, instituție în instituție, ce să vă spun, felicitări încă o dată, continuați. Mulțumim, păi așa facem, că e echipa mare din care faceți parte. Acum vreți, nu vreți, sunteți parte din echipă și de-aia iese așa cum iese. Că... Și Puppets is in the air, adică suntem în aer, nu? Cu păpuși. Da, eu sper... Ce-am avut? Apă, foc? Apă, foc, da, și aer acum. Aer. Prima ediție din 2014 a fost ediția demo. Adică noi am prezentat...
tot ce va urma pe acest ciclu, că încheiem la anul acest ciclu cu pământul. Uh-huh, e ultimul uh-huh. element esențial, după care va urma uh-huh, alt ciclu. Uh-huh. Nu spunem acum aceasta. Nu spunem, nu? Nu, nu, asta, nu la asta cu pământul particip. Da. Că eu sunt și o zodie de pământ. Și... da. Da, adică fie și pe toate zodiile, păi, adevărat, da, să da, te asta înseamnă toți. Aer, da, da. Foc, apă și pământ. Da. Asta înseamnă da. Până la urmă. Ce înseamnă ediția din acest an? Adică e în aer, în aer, dar cum? Or să aterizeze, apropo de lucrul ăsta, foarte mulți străini, mult mai mulți pe aeroportul din Craiova față uh-huh. de anii trecuți. Avem și pe aeroportul din București, pentru că așa s-a întâmplat. Da, sunt cursele. Păi de unde vin? Din Argentina, Brazilia, Rusia, Italia, Franța, Bulgaria. Nu pot să cred. Da, sigur am uitat pe cine. Da. Mulți, 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 da, da uh-huh. mulți, mulți. Sunt peste 250 de evenimente da. În cele 8 zile de festival cu foarte mulți străini, repet, foarte mulți străini noi, care n-au mai venit până acum. Uh-huh. Sunt și câțiva din edițiile anterioare care au prins dragi de festival. Adică, noi trimitem aplicații. Adică au aflat de noi? Da, au aflat de noi, au aflat uh-huh. de festival. Din Elveția vin, uh-huh. din Spania, nu știu dacă am zis, în fine, îmi cer scuze dacă am mai zis. Germania, sunt mulți, Polonia, sunt mulți care vin. Uh-huh. Au aflat pentru că s-a dus vorba și de regulă acești artiști care vin la noi în festival sunt artiști care circulă prin toată lumea la genul acesta de festival. Și atunci se întreabă și tu unde ai mai fost? Uite, am descoperit în România un festival da, de stradă. Da, și mai cu Sibiu, adică de fiecare dată când se întâmplă vreun spectacol în aer liber și cu păpuși gigant, trebuie să fie la Sibiu, adică nu, de vreo 3-4 ani da, se întâmplă și la Craiova. Se da? Întâmplă, se întâmplă, este al patrulea an în care se întâmplă și se întâmplă, văd că dacă sunt și foarte mulți spectatori, anul trecut au fost peste 40.000. Estimările poliției și jandarmeriei. Deci nu i-am numărat eu. Voastră, da. Nu, pentru că nu ne pricepem la așa ceva, dar uh-huh. estimările jandarmeriei și ale poliției, peste 40.000 de spectatori au fost. Eu zic sunt 8 zile de festival? 8 zile de festival. Asta înseamnă că se acoperă toată Craiova, adică nu numai centru? Practic mergeți în cartiere? Sigur că da. Sigur că da și mergem ca în fiecare an în Craiovița, în Brazdă, Rovine, în Rovine, în Valea Roșie, uh-huh. în Lăpuș, de data aceasta, și avem și părculețele, părculețul Pușkin, părculețul de la Catedrală. Uh-huh. Romanesc, Sfântul botanică, Mitru. Probabil. Da, în Parcul Romanesc, în Grădina Botanică. Sigur, sunt foarte multe locuri. La noi, în fața Teatrului pe Esplanadă, că chiar este un spațiu foarte generos. Da, exact. Și vin foarte mulți copii, și sunt foarte mulți copii, și de asta noi încercăm să ne ducem, de fapt, în mijlocul oamenilor. Da, dar într-un alt mod. Într-un alt mod, uh-huh. da. Și cred că sunt 100 de spectacole. Sunt 100 de spectacole. Nu știu, 70 de ateliere plus minus 1, cam așa deci, ceva. Tur de forță, maraton. Da, este. Și sunt zile în care avem în 5 spații simultan spectacole, grupuri de câte 4-5 spectacole. Pe flyer n-am putut să scriem absolut tot. Știu, trebuie tot. Să vă felicit, că arată foarte bine flyerul. Sunt mulțumim frumos, e echipa și, frumoasă și artistică, da. Avem da. Și afișul pe general, dacă se vede. Sigur, o să le vedeți prin oraș. În, deci parada păpușilor începe vineri 25 august, nu? Da. La ora 21 chiar la McDonald's, veniți către Calea București și Piața Mihai Viteazu. Da, se schimbă asta, dacă îmi permiteți, vă rog. Neapărat vreau să punctez acest lucru. Lumea s-a obișnuit și e foarte bine că s-a obișnuit așa și noi le mulțumim uh-huh. să mergem pe Aicuza. Aicuza e puțin deranjată acum, dar spre beneficiul nostru, că dacă se îngroapă cablurile și se schimbă totul, o să avem și păpuși mai înalte la anul. Am înțeles, că așa, pe noi da. Ne încurcau cablurile și atunci eram obligați să avem păpuși de o anumită dimensiune. Am înțeles. N-o să mai avem. Deci la anul n-o să mai avem. Așa că ne cerem scuze. Dar de data asta o să mergem pe Calea București. Bun. Deși cred că va fi la fel de frumos ca și pe eu cred Aicuza. Că va fi spectaculos, sigur da. Că da, doar că o să fie, na, este până la urmă drum european, e mai complicat și pentru forțele de ordine. Da, trebuie să oprească probabil da, circulația da, o perioadă. Da, cam o oră, da. În jur de o oră și ceva va fi oprită, dar deviată, pe segmente, mă rog, ordine, forțele de ordine știu mai bine ce au de făcut da. Și noi suntem foarte docili din punctul ăsta de vedere ca să iasă totul bine, pentru că dacă sunt 10.000 de oameni ca anul trecut pe paradă, eu zic că e bine complicat. Să ascultăm pe cei care se pricep la lucrul acesta. Da, și o să mergem după aceea, urcăm pe Unirii, uh-huh. la Muzeul de Artă și ne oprim tot în Piața Mihai Viteazu, unde se va deschide oficial festivalul. Altă premieră a acestei ediții este că simultan, de asta da. Suntem noi în aer și peste tot, da. În centru vechi o să fie concertul trupei Farfarelo.
în același timp cu ceea ce se întâmplă. Adică încercăm să-i prindem pe toți. Nu toată lumea este... Da, poate să ajungă sau... Da, sau este atât de interesată de imnul festivalului și de videomapping. Uh-huh. Poate lumea vrea să asculte Farfarelo. Am înțeles. Și atunci să asculte Farfarelo. Da. Noi le oferim această posibilitate. Super, am înțeles. Așa va fi și pe 1 septembrie, cu ce, parada cu ce de închidere. Veniți nou? Adică ce înseamnă aer în păpușile care ocupă? O să avem foarte multe spectacole unde se folosesc elemente de jonglerie. Așa. Vor fi ateliere de creație cu tema aerului. Avem atelier unde copiii or să învețe să construiască, să mânuiască zmeie, de exemplu. Uh-huh. Poiuri, să învețe să jongleze cu poiuri. Am înțeles. Să meargă pe picioarange și atunci se înalță, da, sunt cumva deci în aer. Da? Da? Astea sunt numai câteva. Sunt foarte multe. Un deci balon sunt așa n-aveți? Și să aterizăm eventual și în piața Mihai Viteazul. Mamă, ce frumos ar fi. Dar știți că sunt baloane. Da, dar nu putem să aterizăm. Nici măcar cu lampioane și atunci asta spun că pe cât ne stăm puteri, respectăm și aceste norme ca să nu creăm deranj mai mare. Suntem suficient de creativi ca să putem să îi bucurăm pe craioveni. Și destul de mulți, adică sunteți foarte mulți, nu? Nu. Evenimentele sunt multe. Noi nu suntem mulți. Cum? Atâta afluență din Argentina, din Spania, din... Artiștii sunt, deci invitații, participanții sunt în jur de 100. Deci sunt puțini. Sunt puțini? Sunt puțini. Sunt puțini la peste 250 de evenimente, sunt puțini. Uh-huh. Sigur că da. Avem și voluntarii de la JCI alături de noi și anul acesta. Sau adică mulții, ora Pământului, ora... Da. Da, mă rog. Sunt cunoscuți pentru asta. Da, sunt și pentru asta și mai aud. Deja ne-au inclus și pe noi, pe festivalul, de fapt, l-au inclus în acțiunile lor. Uh-huh. Se plimbă cu bicicleta și vorbesc despre festival, ceea ce mi se pare un lucru foarte frumos. Și uite că funcționează. Uh-huh. Uite că funcționează. Păstrăm din nou această regulă a casei, în sensul că nu avem decât invitații, trupe particulare și artiști independenți. Nu vin teatre de stat. Da. Este singurul festival de acest gen din România. Da, de ce? Pe teatru de păpuși și de animație. Deci nu vorbesc de teatru de oameni. Am înțeles. De ce? În primul rând pentru că nu există. În al doilea rând pentru că acești oameni, acești artiști excepționali, sunt foarte marginalizați în România. Uh-huh. Sunt trupe extraordinare. Una dintre trupe, de exemplu, care vine din Arad, este invitată consecvent și frecvent în Franța, care e una dintre cele mai importante țări în materie de la Avignon și la Charleville, care sunt festivaluri de top. Dar ei sunt artiști independenți și sunt cam ocoliți de... În România, în România. Dar sunt apreciați. Da, că nimeni nu-i profet în țala lui, conform zicalei. Da, și sunt mulți, sunt foarte mulți, așa. Și atunci eu cred că este foarte bine să-i încurajăm, pentru că toate celelalte festivaluri din România se adresează teatrelor de stat. Mm-hmm. Și este o rețetă. Un pic invers. Și am făcut un pic invers, ceea ce prinde foarte bine, pentru că și din punct de vedere economic este mult mai bine. Un teatru de stat, și vorbesc din punctul de vedere al Teatrului Colibri. Vă rog. Da? Deci noi când ne ducem în festival, avem o distribuție de 7 actori, de 10 actori. Da, normal, pentru bugetelul pe care îl primiți. Da. Dar în schimb, ai tehnic, ai foarte mult personal indispensabil spectacolului. Când ești artist independent, ești obligat să faci mult mai mult decât faci ca atunci când ești angajat la stat. Da. Da? Și atunci să nu se mai spună despre toți bugetarii că toți sunt căpușele sistemului sau ale bani. Nu, nu este așa. Deci chiar nu este așa. Și, iar a fost o colizie, adică și acum. Da. Da. Nu pot să cred. Da. Da. Bun. În fine. Și păpușile merg mai departe, își văd de viața lor. Păpușile și festivalul merge mai departe. Da, levitează așa, sunt zen. Da, de data am înțeles. Păpușile. Dar sunt altele, nu? Nu, că asta a fost, asta este, noi de fapt am avut câte o păpușă pentru fiecare element. Așa. Am mai adăugat câteva, iar acum acest patrimoniu al păpușilor noastre a ajuns la 7. Deci sunt 7 păpuși supradimensionate. Deci e încă un an plus față de anul trecut? Nu, 7 cu totul. Deci sunt 7 cu totul. 7 au fost de la început? Da. Au fost de la început. Nu, 4 și s-au adăugat. Asta spun. Deci încă una. Da, asta zic. Bun. Și... deci au fost 6 anul trecut și cu una de anul ăsta pentru aer 7, nu? Și noi ne-am gândit așa acum că dacă tot o să avem această posibilitate să schimbăm și parada și tot, să schimbăm un pic și mersul paradei, în sensul că nu or să mai fie păpușile exact cum au fost anul trecut și așezate și tot, o să fie alta poveste, o să fie altfel carul alegoric, adică noi de fiecare dată venim cu ceva surprinzător. Da, pentru că lumea se așteaptă la ceva nou și e normal să fie așa. Noi am învățat așa acum.
Noi ne-am educat așa. La fel, da. Acum o ținem la fel, da. Bun, deci începem vineri 25 august, sâmbătă 26, la fel, la ora 18, se termină la ora 22, Piața Frații Buzești, Parcul Romanescu. Și a început atelierele. Da, și atelierele, da. Deci atelierele sunt în fiecare zi, începând din 26 până în 31 inclusiv. Da. Vor fi în fiecare zi între 11 și 13, dar aici eu o să-i rog pe telespectatori să vă urmărească și să urmărească tot ce înseamnă presă locală, da? Locală și site-ul nostru și blogul festivalului și paginile de Facebook ale festivalului și ale teatrului, pentru că noi publicăm. Sunt peste 250 de evenimente, repet, ne este imposibil să avem într-un ziar undeva publicat tot programul, este imposibil. Deci o zi cuprinde undeva între 30 și 50 de evenimente. O zi. Este foarte greu să le publici. Și atunci pot să vadă și cum sunt înscrierile. Suntem în pline înscrieri. Deci noi, în momentul ăsta se înscriu copiii, nu? Se înscriu, da. Am numărat noi așa, sunt vreo 700 de locuri unde se pot înscrie. Adică sunt, slavă Domnului, destule. Și sunt ateliere la Muzeul de Artă, o instituție superbă, absolut superbă și care este depus în valoare și ăsta a fost modul nostru. Spuneți, nu ne-a dus capul, pe mine nu m-a dus capul mai mult. Cum să punem noi în valoare în timpul festivalului muzeul, altfel decât prin ateliere, ca să aduci cât mai mulți oameni acolo și să descopere locul ăla. Exact. Parcă e perla coroanei, nu știu, este minunat locul acela. Și sunt ateliere la Muzeul de Artă, la Casa Băniei, în cartiere avem ateliere, în Rovine, în Craiovița, la teatru. Adică lumea poate să vadă și în ce zile și ce fac de ateliere. În ateliere copiii și tinerii? Deci învață, pe lângă ce am spus, și să mânuiască marionete și să facă obiecte handmade, fie că sunt origami, fie că sunt mărgele. Învață muzica printr-un anume soi de joc. Învață benzi desenate, să facă benzi desenate. E un atelier de benzi desenate care face furori în țară pe la diverse festivaluri și iată că în premieră e și la noi la Craiova. Sunt și ateliere pentru profesioniști, pentru actorii profesioniști sau pentru oamenii de teatru. Am înțeles. Adică sunt ateliere pentru toate gusturile și pentru toate vârstele. E adevărat că vârsta cea mai mică pentru atelier este 4 ani. Sub 4 ani nu avem un festival. Da, avem da. În schimb la teatru de la toamnă. Da, să nu de fie la toamnă, părinții nu? De copii foarte mici să nu fie dezamăgiți. Da, oricum vin la paradă cu ei, așa că i-am văzut și de câteva luni. Da, și așa la spectacole. Ori să fie din nou, o să avem o foarte tânără artistă care va sta undeva în zona cu case, că centru vechi sau pe unde mai descoperea să deseneze, ce vede ea, nu e din Craiova. Și atunci cum vede ea? Na, să vezi și prin ochiul al cuiva un, care necraiovan, un tânăr da. Necraiovean. Iar o să avem diverse fotografii și instantanee. O să avem proiecții de filme de animație de scurtmetraj puse la dispoziția noastră de Institutul Francez. O să avem send art, această artă da, cu da, nisipul de, lui, cu Mariana Pachis. Mariana Pachis, care o să vină din nou să facă și... Și unde vine Mariana? Din București. Și unde va sta, practic? Va fi pe stradă? Da, va fi pe stradă. Dar stai că nu știu, chiar nu mă știu pe din afară că program. Nu scrie. Nu scrie. Se poate acolo. Da, nu se poate deci acolo. O să vă trimitem și o să aveți la dispoziție tot programul, pentru că este, repet, este foarte mare și foarte dens. Va fi undeva în zona centrului vechi, dar va fi că pe strada Teodora Mană, că în piața Frații Buzești, că în piața Mihai Viteazu, că deci poate se pare parc. Arta aia, deci, da, este magică. Da. Este magică. Și ea este magică, așa ca o. Și pentru prima dată se va ocupa și de parada de modă Haute Couture de la sfârșit. Avem Haute Couture? Avem în fiecare an am avut Haute Couture la finalul festivalului. Da, va avea și o expoziție. Din, ziar. Chiar nu știu din ce vor fi, că vor fi pungi, că vor fi, va fi mai tase, nu știu din ce va fi. Nu, nu știu. E surpriză, știu, da? O să fie o mare surpriză. Tot festivalul, de fapt, e o surpriză. Surpriză, da, dar important e că vă ocupați, sunteți organizatorul. Da, eu sper să fie o surpriză plăcută. Da, nu sunt convinsă de asta. Deci foarte multe locuri să fie împânzite de artiști și asta, am încercat ce să ne... Ce este că este un festival de tradiție, este deja, nu? Patrulea, da. Aerul, urmează pământul și cine știe ce mai inventați. Da. Vedem după, că nu cred că vă puteți opri. Nu, este imposibil. Este imposibil și văd că a început așa bulgărele să se rostogolească, în sensul că, de exemplu, anul trecut nici n-apucaseră spaniolii unii, n-apucaseră să plece din festival de la noi și trimiseseră deja aplicația pentru anul acesta. Am înțeles. A zis, nu e perioada de aplicații. Las-o acolo.
în stand-by, că noi atunci venim. Când va fi primit, veniți, primiți servici. Noi da, venim. Da, deci l-a plăcut deci foarte mult, contează foarte mult asta. Da. Deci păpuși gigant, de data aceasta tema este aerul, da? Sunt convinsă că 8 zile vor fi, era să zic de foc, de aer. Vor fi de aer pentru toți care au venit și nu numai. Dacă sunt foarte mulți cărora le place asta, sunt convinsă că vor veni indiferent din orice colț al României, pentru că știți da, cum e. Da, au venit și duceam... anul trecut și văd că își manifestă dorința de a veni știind că se întâmplă, măcar într-un weekend să vină. Craiova e oraș de city break și e foarte bine să fie așa. Haideți, veniți într-un weekend să vedeți și water park-ul acum. Da. Sper să nu nimeriți ca domnul avocat vântul să vină mirosul de la groapă, dar dacă ajungeți e bine de văzut water park-ul. Da, poate cine știe, mai reluați o dată tema apă și începem... Sau poate adaptăm, sau... tragem apa spre noi, da, nu știu, da, vedem da, da, noi cum. Și o luați, da. O luați către water park-ul nostru. Felicitări încă o dată, Adriana Teodorescu. Mulțumim foarte Cred mult pentru tot. Cred că este proiectul tău, nu? Da, dar este de echipă până la urmă. Este de echipă, da. Dar debutul cred că a fost spus prima dată de tine, nu? Ca da. Și festival. Da, și este, văd că încep în țară să-l imite. Ceea ce pe de-o parte e de bine. Doar pe de-o parte. Pe de altă parte nu vin să spună dar tu cum ai făcut că n-am luat după tine. Nu. Nu. Da, dar mă rog. Nu. Inventatorii apei calde da. Sunt peste tot. Sunt peste tot, da. Foarte bine. Mă bucur foarte tare și ce să spun, succes și mulțumim putere. Foarte mult și vă așteptăm. Păi venim cu mic mare, pe 25 începem. Da? Deci de unde plecăm? Plecăm de la MEC, da? Și o luăm pe calea București, ajungem pe Unirii și putem să, și putem să participăm și la tot ceea ce faceți în cartieră pentru cei care nu ajung. Da, și toate, toate evenimentele sunt gratuite. Absolut toate sunt gratuite în acest festival. Ne urcăm cu păpușile în tramvai, ceva? Nu, e păcat să ne urcăm cu ele în tramvai pe căldura asta. N-avem loc și acum... Da, nu, o să ne urcăm când se lasă toamna. Când se lasă toamna, am înțeles. Mulțumesc foarte mult și, eu și succes ca de fiecare dată în fiecare an. Adriana Teodorescu, managerul Teatrului Colibri, vine și povestește despre Puppets Occupy Street. De data aceasta, Air Edition, am avut toate temele. Dar pământul le va închide pe toate și sunt convinsă că una va fi mai bună decât cealaltă, nu că mă vom reveni, dar da, cu picioarele pe pământ, cu picioarele în, sfârșit. Pe pământ în sfârșit. Mulțumesc foarte mult și venim cu mare drag și sunt convinsă că vor fi peste 40.000 de participanți. Așteptăm statisticile oficiale din partea instituțiilor care vor veghea la bunul mers al festivalului. Dar în așa și de unor cam atât despre Puppets Occupy Street. Dumneavoastră veți decide dacă va fi frumos, dar sunt convinsă că vă veți bucura cu mic cu mare de acest festival al păpușilor gigant în Craiova. După scurtă pauză ne revedem, doamna Mioara a sosit și vedem ce pregătim în acest weekend. Lumea sănătății tale o găsește acum în farmaciile Mundo Farm. Cele două farmacii situate pe calea București, una vis-a-vis de McDonald's și cealaltă deschisă non-stop lângă piața centrală, vă onorează toate rețetele, pentru că aici găsiți toate medicamentele de care aveți nevoie mai mult. Pensionarii pot beneficia de gratuități la anumite medicamente și produse pentru că în farmaciile Mundo Farm în fiecare zi există oferte speciale. Mundo Farm se gândește la sănătatea ta și îți oferă gratuit o dată pe lună un consult oftalmologic, dar și testul de osteoporoză. Programați-vă sunând la telefon 0771 058 806 sau 0722 289 074. Mundo Farm, lumea sănătății tale. Promptitudine, siguranță, disciplină și o echipă de profesioniști. Toate acestea sunt asigurate pacienților care ajung la Prima Medical. Serviciile Centrului de Imagistică Prima Medical sunt realizate cu aparatură ultra-performantă și tehnologie de ultimă generație. Rezonanță magnetică, computer tomograf, radiologie, ecografie, sonoelastografie și litotriție. Acestea sunt realizate de specialiști foarte buni în domeniu, cadre medicale și universitare cu înaltă calificare. Programări la telefoanele 0251 315 654 sau 0749 070 713 sau la recepția Centrului Prima Medical din strada Calea București numărul 99. Centrul de Imagistică Prima Medical, parte din sistemul MedLife, o alternativă la sistemul public sanitar, își tratează pacienții cu afecțiune. Farmacia Cinara susține sănătatea ta și a familiei tale.
Aici găsești medicamente cu sau fără prescripție medicală, medicamente în regim compensat și gratuit, medicamente prescrise prin programe naționale, suplimente nutritive, produse pentru mămici și copii, produse cosmetice și dermatocosmetice, echipamente medicale, produse tehnico-medicale, precum și medicamente preparate în laboratorul propriu al farmaciei. În farmacia noastră beneficiezi de reduceri prin cardul de fidelitate Cinara, dar și de oferte săptămânale și lunare. Personalul nostru calificat îți oferă sfaturi competente și utile pentru sănătatea ta și a familiei tale. Cinara, de peste 20 de ani, farmacia familiei tale. De peste 20 de ani, Cinara este farmacia ta și a familiei tale. De câte ori aveți nevoie, vă așteptăm la noi, pentru că ne pasă de sănătatea dumneavoastră. Pentru orice eveniment există florările Iris, flori naturale, exotice și decorative, și cele mai frumoase aranjamente le găsești la florările Iris, situate pe Lipsca numărul 1 și în noua locație din strada Unirii numărul 89. Florările Iris asigură buchete și aranjamente florale pentru toate tipurile de evenimente, realizate cu pasiune, profesionalism și originalitate. Varietatea de produse, personalul tânăr și dinamic, experiența și gustul pentru frumos în a crea ocazii deosebite definesc și individualizează florările Iris. Drogheria Alșefa vă așteaptă zilnic cu super oferte la toată gama de suplimente, OTC-uri și produse naturiste. În Drogheria Alșefa găsești produse pentru copii la cele mai mici prețuri din oraș. Lapte praf, cereale, Pampers, precum și produse dermatocosmetice pentru bebeluși, șampoane, creme și uleiuri de corp. În Drogheria Alșefa toate comenzile sunt onorate, pentru că sănătatea dumneavoastră și a copiilor dumneavoastră reprezintă prioritatea zero. Vă așteptăm în Bulevardul Nicolae Romanescu vis-a-vis de fostul Olas Prod. Drogheria Alșefa, pentru tine și copiii tăi. Pentru a arăta întotdeauna perfect, alege salonul de coafură Jeunesse. Stiliștii vă stau la dispoziție pentru a vă oferi tunsori moderne și coafuri stilizate, realizate cu produse profesionale. Salonul Jeunesse și-a impus numele oferind servicii de calitate, prestigiul reprezentând simbolul calității oferit tuturor clienților. Pentru ocaziile speciale din viața dumneavoastră, Jeunesse Decor vă realizează cele mai frumoase decoruri. Plăcerea de a vă oferi clipe de neuitat. Jeunesse Decor. Alege întotdeauna tinerețea. Vrei să mergi la cele mai renumite stațiuni balneare din țară, dar să nu părăsești Doljul? Spitalele Buna Vestire din Craiova și Calafat sunt singurele baze de tratament din județ care reunesc cele mai importante procedee balneare din România și oferă condiții ultramoderne de spitalizare continuă. De la împachetări cu parafină, mofete și băi cu nămol de techirghiol și de la băi galvanice la salinoterapie și laserterapie, aici găsiți toate procedeele întâlnite la stațiuni precum Amara, Buzia și Vatra Dornei, Covazna sau Ognele Mari. Am auzit că se tratează foarte bine și m-am convins că într-adevăr așa este. Ne-am simțit foarte bine. Salariații care aveți la aparate și peste tot sunt nemaipomeniți, foarte drăguți, foarte serviabili. Tot la noi puteți beneficia și de laborator pentru recoltare analize medicale, în contract cu Casa de Asigurări de Sănătate, precum și de radiologie, ecografie generală și EKG. Spitalul Buna Vestire din Calafat este singura bază de tratament din județ care dispune de bazin de recuperare cu apă pentru hidrokinetoterapie. Spitalele Buna Vestire din Craiova și Calafat. Condiții ultramoderne, profesionalism, costuri minime. Pentru informații suplimentare, contactați personalul nostru din cele două spitale. Craiova, strada Morii, numărul 33, telefon 0251-463-311, 0769-050-736 și Calafat, Hotel Panoramic, telefon 0251-232-960 sau 0769-047-898. Proiectare și construcții, peste 50 de ani de experiență.
Suc Piesa produce la comandă din pal dublu melaminat și lemn, mobilier birotică, mobilier casnic, livinguri, dormitoare, bucătării și holuri. Societatea dispune de echipamente de ultimă generație, producție Germania și Italia. Suc Piesa produce la comandă și accesorii funcționale și ornamentale, unicat sau de serie, pentru interior și exterior, locuințe, birouri, hoteluri, restaurante, unități comerciale, unități de producție, centre de agrement și de cult. Pentru comenzi apelați la numărul de telefon 0742 130 153 sau la sediul societății din strada Calea București, numărul 129A. Suc Piesa. Garanția noastră este calitatea. Inspecția tehnică periodică este obligatorie și timpul dumneavoastră este prețios. Echipa Rad Craiova vine în întâmpinarea nevoilor dumneavoastră cu promptitudine și profesionalism, efectuând verificări pentru emisii poluante, sistem de frânare, mecanism direcție, sisteme iluminare, climatizare și vizualizare. Rad Craiova efectuează inspecții tehnice periodice la cele mai mici prețuri, începând cu 60 de lei, iar abonații Rad beneficiază de reducere de 10%. Ne găsiți zilnic în incinta Rad Craiova, strada Calea Severinului, numărul 23. Relații și programări la numărul de telefon 0772 148 933 sau prin e-mail radcraiovaoffice@yahoo.com. Stimați spectatori, a venit doamna Mioara, bineînțeles, cu o faimoasă prăjitură, doamna Mioara. Bine, da, ați venit, da, la cafea. Bine, te-am găsit, Alina. Deci? Deci, am venit cu o prăjitură bună, de vară, răcoritoare. Prin ceară, așa? Prin ceară, da. Da, tot citind, știi, când mai n-am ce face, mai pui mâna și mai citești câte ceva. Da. Descoperi că, de fapt, celebra noastră prăjitură cu cremă de vanilie. Așa. Este... Din timpuri. Așa. Deci este prăjitura considerată a reginei Victoria. Da. După moartea soțului se spune că era într-o tristețe și o depresie teribilă și un cofetar regal... S-a gândit să-i facă o surpriză dulce. Da, a zis să facă o prăjitură răcoritoare pentru ceaiul, știi, la ei era ceaiul de ora 5. Uh-huh. Și făcând prăjitura asta a fost atât de încântată încât i-a revenit zâmbetul pe buze. Deci și a de zâmbit. Atunci a rămas... Prăjitura a reginei Victoria. Acum am noi o făceam fără să știm. Da, dacă și știm... Da, acum după ce mănânc asta și eu o să mă vedeți cu zâmbetul pe buze. Nu ca aș fi regină, ci pentru că am mâncat din prăjitura reginei. Uite, da. Care chestiune. Tu ești regină la tine acasă. A, fiecare, sigur că da. Da, da, da. Fiecare da. Stup are o regină. Păi știi? Da, normal. Deci, Alina, nu e mare lucru, noi am mai făcut prăjitura asta, putem să o facem în multe feluri, să o decorăm în multe feluri și de fiecare dată să ni se pară că este altceva. Uh-huh. Deci am făcut-o cu fructe de pădure, am făcut-o și fără, acum, bineînțeles, am făcut-o cu un decor de început de toamnă. De toamnă. Numai că mă apucă pe mine depresia dacă îmi spuneți toamnă, dar în fine. Început, da. Alina, deci sfârșit, un pic de sfârșit de vară, un pic de început de toamnă, am înțeles. Deci blatul este foarte simplu, din 4 ouă separăm albușurile de gălbenușuri, da. Batem albușurile spumă tare, 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 cu câteva picături de lămâie și punem la 4 albușuri, punem 250 de grame de zahăr, batem în continuare până capătă consistența unei bezele. Acum avem deci 4 ouă, punem 8 linguri de ulei, 8 linguri de apă minerală, bătând în continuare, uh-huh. Punem 275 de grame de făină și cam 3 sferturi dintr-un pachetel de praf de copt. Acum zahăr vanilat, coajă de lămâie și esență de rom pentru arome. Tapetăm o formă rotundă sau dreptunghiulară, dar așa e mai aspectul să fie rotundă, cu foaie de copt, punem compoziția, o dăm la cuptor
bineînțeles, fiecare cu cuptorul lui, știi cum este, dar se vede când s-a copt, de-a căpătat o nuanță arămie, prăjitura e gata, o înțepăm cu o scobitoare sau ce avem noi la îndemână și dacă nu se prinde nimic de scobitoare, atunci prăjitura e coaptă. O lăsăm, bineînțeles, să se răcească. Și ne ocupăm de crema de vanilie. Crema de vanilie e foarte ușor de făcut, 6 gălbenușuri de ou, 200 de grame de zahăr, se freacă bine, bine, frecați bine această compoziție. Punem 2-3 pachetele de zahăr vanilat, o lingură bună de amidon și cam 100-150 de mililitri de lapte rece. Cam 700-800 de mililitri de lapte îl punem pe foc. În momentul când clocotește, turnăm încet, ca să nu facem omletă, turnăm încet și mestecăm cutelul în același timp. Punem vasul pe foc, dacă nu aveți vas cu pereți dubli, punem un vas cu apă care fierbe, dar să nu clocotească. Adică să fiarbă încet, punem vasul cu crema deasupra și mestecăm. Ei, acum cam 10-15 minute trebuie să mestecăm ca să altfel se face cocolașe dacă nu stăm să mestecăm. Și alternativa am mai spus-o. Deci ori 2 pachetele de gelatină pe care le punem în apă rece, deci le punem într-un păhărel și apa rece să treacă un pic deasupra, mestecăm cu o linguriță și lăsăm acolo. În momentul când crema este făcută, punem gelatina, mestecăm cutelul să se dizolve și mie ți-am spus, îmi place să pun și ciocolată albă. Ceea ce am și făcut, nu? Ceea ce am și făcut. Da? Pentru că dă un gust bun la... N-ar fi că și așa are gust bun crema de vanilie. Dar e mare ceva așa. Dar are ceva. Da. Deci tăiem blatul pe jumătate, punem această cremă, bineînțeles, aveți grijă, crema să fie la temperatura camerei, iar blatul, când tăiem, punem în forma în care am copt, în care am copt blatul, ca să aibă pereții înalți, știi, că atunci când punem crema să nu se disipeze, punem și blatul de deasupra, dăm la frigider și după aceea, acum, ce viziune avem, cum ornăm? Ori turnăm ciocolată, tradiția e cu zahăr pudră, ornăm cu fructe de pădure, ornăm cu struguri. Deci avem... Ori cu frișcă, fiecare ce dorește. Da, da, și, da, cu frișcă, da, se poate foarte bine cu frișcă, sigur că da. Dar cel mai, așa este cel mai bine, lăsăm frișca că e prea cald, da, cu înghețata, Alina. Separat înghețata. Alina, tai o felie de prăjitură. Cu vanilie și o cupă de înghețată, da, nu? Da, da, da. Dacă... Ce combinație! Nu, e minunată, să știi. Mie îmi spuneți. E, cum a zis ăla mic, dați-mi și mie o bunătate. O bunătate. Dați-mi și mie o bunătate. Așa este, dar dumneavoastră veniți în fiecare sâmbătă cu bunătăți la mine în emisiune, știți, da? Da. Și Alina, pe un alt fel, să zic, de mâncare, în afară de supa rece de roșii, care este ideală. Da, ideală, dar și mie îmi place la nebunie. Cu cimbru, cu leuștean. Da, cu ce vrem, da. Cu ce vrem, cu ce vrem, este minunată și ar fi bine să o avem. Spun drept că eu când sunt mai încălzită de una sau de alta, dacă iau așa o ceșcuță de supă rece, parcă îmi trece de... De foame, nu? Deci, automat... Nu de foame, dar te răcorește, nu știu, dar are... Nu apă, nu apă minerală, sucuri, nici atât, cum să-ți spun, asta e... Deci, supă de roșii, nu? Da, să nu lipsească. Să nu lipsească. Cel puțin cât mai avem cât acum, mai avem, da. Roșii și slavă Domnului. Există, da. Plină, da. Bun, și ca un fel de doi, vorba Bianca, putem să facem orice. Acum, de mult, cred că n-am făcut gogoșari umpluți. A, da. Dar sunt foarte buni. Deci, luăm gogoșarii, curățim, compoziția este carne, ceapă, ar trebui ceapă crudă, dar mie îmi place să o înnăbuș puțin. Da, știu că spuneți de fiecare dată. Să piară gustul acela intens de ceapă, puțin orez, pătrunjel, mărar, sare, piper neapărat și mie îmi place să pun, m-am învățat o ardeleancă, să pun un picuț de zahăr în compoziția de carne. Dă un gust, dar puțin. Foarte deci, puțin, da. Foarte puțin. Umplem gogoșarii, îi punem într-o tavă, punem puțină supă. Normal. Dacă nu avem supă, putem să dizolvăm până la urmă un cup de supă și punem
să nu treacă peste ei, să fie cam la jumătate. Punem deasupra o foaie de copt, o foaie de aluminiu. Și băgăm din la cuptor? Și din la cuptor. Și când au început să se înmoaie, atunci putem să punem și un sos de roșii. Mm-hmm. Deci, acum că sunt roșii, slavă Domnului, le punem la fier, le dăm cu blenderul, le trecem printr-o sită și asta e sosul, practic. Sosul, practic, care putem să-l punem. Punem câțiva căței de usturoi, punem și câteva boabe de piper și lăsăm să scadă. Și asta e tot. Putem să-l servim cu iaurt, cu smântână, dar nu. Așa. Sau așa cum este că oltenii nu prea pun, amestecă laptele cu mâncarea. Da. Li se pare un pic mai ciudat. Da, dar într-o familie unii pun, unii nu pun, fiecare am înțeles, pun, cum doresc. Cum doresc, da. Da, Miara, deci avem pentru felul întâi supa de roșii, deci dacă o faceți, neapărat, mai ales cu cimbru, e minunată. Da, e nemaipomenită. Așa, lăsați că am înghițit. Mie să pun și câteva firișoare de tarhon, eu tip în piață care are tarhon, da. Și bine, găsim tarhon și, da, mă rog, e la punguță, e uscat. Da? Da. Da, uite, n-am. Da, nu sunt în, da, în market, da. Să știi că la supa de roșii, dacă pui cât, nu mult, foarte dar puțin, foarte puțin, puținul ăla pus, poate schimbă un pic gustul, da. Și apoi facem gogoșarul umplut, da. Cred că o să fac și eu gogoșarul umplut. Băi, sunt foarte bun. Foarte bun, da. În primul rând că e un gogoșar, un ardei dulce, dacă nu-l nimerești foarte iute, dar mă rog. Ah, da. S-a întâmplat. S-a întâmplat, da. Da, și dumneavoastră, nu? Toamna, când făceam murăturile. Și apoi această minunată prăjitură a reginei Victoria, nu știu cum e a doamnei Mioara până la urmă, dar este o bunătate de prăjitură, apropo de cel mic. Da. Mulțumesc foarte mult, doamna Mioara. Cu mare plăcere, să vă spun la mulți ani de ziua dumneavoastră. Mulțumesc, Alina. Tot ce vă doriți să vi se împlinească și tuturor celor care au sărbătorit ziua numelui să fie sănătoși, să fie liniștiți alături de cei dragi. Vă doresc weekend plăcut, da? Mulțumesc. Și să știți că n-a venit toamna. Clar. Da. Suntem, cum să-ți spun, cu pași mărunți spre. Deci. Am înțeles. Da. Mulțumesc foarte mult, doamnelor, domnișoarelor și domnilor. Cafea de sâmbătă dimineața, Alina Tran, Alege TV, ora 9. Nu uitați, Papeți Occupy Street, păpușile care ocupă strada, luați-o pe Bianca și duceți-vă cu ea pe 25 august în stradă, pentru că păpușile gigant vor ocupa toate străzile din Craiova. Peste 700 de înscrieri, peste 250 de evenimente, un mare proiect al Adrianei Teodorescu, susținut de echipa Teatrului Colibri. Noi vă mulțumim încă o dată, vă dorim să aveți parte de vizionare plăcută alături de noi. Mulțumim Florăria Iris, mulțumim Jonez, mulțumim Flor Mang, mulțumesc și dumneavoastră, Alina Trană. Ne vedem sâmbătă viitoare la ora 9 fix, cafeaua de sâmbătă dimineață. Lumea Sănătății Tale o găsește acum în farmaciile Mondofarm. Cele două farmacii situate pe calea București, una vis-a-vis de McDonald's și cealaltă deschisă non-stop lângă piața centrală, vă onorează toate rețetele, pentru că aici găsiți toate medicamentele de care aveți nevoie mai mult. Pensionarii pot beneficia de gratuități la anumite medicamente și produse, pentru că în farmaciile Mondofarm în fiecare zi există oferte speciale. Mondofarm se gândește la sănătatea ta și îți oferă gratuit o dată pe lună un consult oftalmologic, dar și testul de osteoporoză. Programați-vă sunând la telefon 0771 058 806 sau 0722 289 074. Mondofarm, lumea sănătății tale. Promptitudine, siguranță, disciplină și o echipă de profesioniști. Toate acestea sunt asigurate pacienților care ajung la Prima Medical. Serviciile Centrului de Imagistică Prima Medical sunt realizate cu aparatură ultraperformantă și tehnologie de ultimă generație. Rezonanță magnetică, computer tomograf, radiologie, ecografie, sonoelastografie și litotriție. Acestea sunt realizate de specialiști foarte buni în domeniu, cadre medicale și universitare cu înaltă calificare. Programări la telefoanele 0251 315 654 sau 0749 070 713 sau la recepția Centrului Prima Medical din strada Calea București, numărul 99. Centrul de Imagistică Prima Medical, parte din sistemul MedLife, o alternativă la sistemul public sanitar, își tratează pacienții cu afecțiune. Farmacia Cinara susține sănătatea ta și a familiei tale.
Aici găsești medicamente cu sau fără prescripție medicală, medicamente în regim compensat și gratuit, medicamente prescrise prin programe naționale, suplimente nutritive, produse pentru mămici și copii, produse cosmetice și dermatocosmetice, echipamente medicale, produse tehnico-medicale, precum și medicamente preparate în laboratorul propriu al farmaciei. În farmacia noastră beneficiezi de reduceri prin cardul de fidelitate Cinara, dar și de oferte săptămânale și lunare. Personalul nostru calificat îți oferă sfaturi competente și utile pentru sănătatea ta și a familiei tale. Cinara, de peste 20 de ani, farmacia familiei tale. De peste 20 de ani, Cinara este farmacia ta și a familiei tale. De câte ori aveți nevoie, vă așteptăm la noi, pentru că ne pasă de sănătatea dumneavoastră. Pentru orice eveniment există florările Iris, flori naturale, exotice și decorative, și cele mai frumoase aranjamente le găsești la florările Iris, situate pe Lipsca numărul 1 și în noua locație din strada Unirii numărul 89. Florările Iris asigură buchete și aranjamente florale pentru toate tipurile de evenimente, realizate cu pasiune, profesionalism și originalitate. Varietatea de produse, personalul tânăr și dinamic, experiența și gustul pentru frumos în a crea ocazii deosebite definesc și individualizează florările Iris. Drogheria Al Șefa vă așteaptă zilnic cu super oferte la toată gama de suplimente, OTC-uri și produse naturiste. În Drogheria Al Șefa găsești produse pentru copii la cele mai mici prețuri din oraș. Lapte praf, cereale, Pampers, precum și produse dermatocosmetice pentru bebeluși, șampoane, creme și uleiuri de corp. În Drogheria Al Șefa toate comenzile sunt onorate, pentru că sănătatea dumneavoastră și a copiilor dumneavoastră reprezintă prioritatea zero. Vă așteptăm în Bulevardul Nicolae Romanescu vis-a-vis de fostul Olas Prod. Drogheria Al Șefa, pentru tine și copiii tăi. Pentru a arăta întotdeauna perfect, alege salonul de coafură Jeunesse. Stiliștii vă stau la dispoziție pentru a vă oferi tunsori moderne și coafuri stilizate, realizate cu produse profesionale. Salonul Jeunesse și-a impus numele oferind servicii de calitate, prestigiul reprezentând simbolul calității oferit tuturor clienților. Pentru ocaziile speciale din viața dumneavoastră, Jeunesse Decor vă realizează cele mai frumoase decoruri. Plăcerea de a vă oferi clipe de neuitat. Jeunesse Decor. Alege întotdeauna tinerețea. Vrei să mergi la cele mai renumite stațiuni balneare din țară, dar să nu părăsești Doljul? Spitalele Buna Vestire din Craiova și Calafat sunt singurele baze de tratament din județ care reunesc cele mai importante procedee balneare din România și oferă condiții ultramoderne de spitalizare continuă. De la împachetări cu parafină, mofete și băi cu nămol de techirghiol și de la băi galvanice la salinoterapie și laserterapie, aici găsiți toate procedeele întâlnite la stațiuni precum Amara, Buzia și Vatra Dornei, Covazna sau Ocnele Mari. Am auzit că se tratează foarte bine și m-am convins că într-adevăr așa este. Ne-am simțit foarte bine. Salariații care aveți la aparate și peste tot sunt nemaipomeniți, foarte drăguți, foarte serviabili. Tot la noi puteți beneficia și de laborator pentru recoltare analize medicale, în contract cu Casa de Asigurări de Sănătate, precum și de radiologie, ecografie generală și EKG. Spitalul Buna Vestire din Calafat este singura bază de tratament din județ care dispune de bazin de recuperare cu apă pentru hidrokinetoterapie. Spitalele Buna Vestire din Craiova și Calafat. Condiții ultramoderne, profesionalism, costuri minime. Pentru informații suplimentare, contactați personalul nostru din cele două spitale. Craiova, strada Morii, numărul 33, telefon 0251-463-311, 0769-050-736 și Calafat, Hotel Panoramic, telefon 0251-232-960 sau 0769-047-898. Proiectare și construcții, peste 50 de ani de experiență.
Suc Piesa produce la comandă din pal dublu melaminat și lemn, mobilier birotică, mobilier casnic, livinguri, dormitoare, bucătării și holuri. Societatea dispune de echipamente de ultimă generație, producție Germania și Italia. Suc Piesa produce la comandă și accesorii funcționale și ornamentale, unicat sau de serie, pentru interior și exterior, locuințe, birouri, hoteluri, restaurante, unități comerciale, unități de producție, centre de agrement și de cult. Pentru comenzi apelați la numărul de telefon 0742 130 153 sau la sediul societății din strada Calea București, numărul 129A. Suc Piesa. Garanția noastră este calitatea. Inspecția tehnică periodică este obligatorie și timpul dumneavoastră este prețios. Echipa Arad Craiova vine în întâmpinarea nevoilor dumneavoastră cu promptitudine și profesionalism, efectuând verificări pentru emisii poluante, sistem de frânare, mecanism de direcție, sisteme iluminare, climatizare și vizualizare. Arad Craiova efectuează inspecții tehnice periodice la cele mai mici prețuri, începând cu 60 de lei, iar abonații Arad beneficiază de reducere de 10%. Ne găsiți zilnic în incinta Arad Craiova, strada Calea Severinului, numărul 23. Relații și programări la numărul de telefon 0772 148 933 sau prin e-mail radcraiovaoffice@yahoo.com.